Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan, este luni seara, emisiunea Realitatea Românească ne oferă și de această dată posibilitatea de a discuta despre cele mai importante evenimente politice, dar nu pot să nu evidențiez că cel mai important eveniment politic al acestui an, pe lângă faptul că în această joie se dezbate moțiunea de cenzură inițiată de opoziție privind rămânerea la guvernare a doamnei Viorica Dăncilă și a miniștrilor PSD, de ALDE nu mai poate fi vorba, zic eu, din punct de vedere constituțional, însă pe data de 12 octombrie va începe campania electorală pentru alegerea președintelui României, dar înainte de toate mă simt nevoit ca de fiecare dată să vă aduc la cunoștință faptul că potrivit legii fundamentale și legii numărul 370/2004 pentru alegeri, pe 2015 pentru alegerea președintelui României, suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative constituite prin alegeri libere, periodice și corecte. Niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu, iar în privința alegerilor prezidențiale din acest an, încă o dată vă aduc la cunoștință că alegerile au loc pe data de 10 și 24 noiembrie în țară, iar în străinătate vor avea loc pe data 8, 9 și 10 noiembrie, 22, 23 și 24 noiembrie. Pe data de 8 noiembrie de la ora 12 până la ora 21, 9 noiembrie de la 7 dimineața până la 21, 11 noiembrie 7 dimineața până la 21, bineînțeles cu posibilitate de prelungire până la ora 24, în condițiile în care sunt cetățeni la secția de votare care nu au reușit să se exercite dreptul de vot, aceeași procedură și în data de 22, 23, 24, adică același interval de timp. Iar de ce spun despre două tururi de scrutin de fiecare dată? Pentru că ar fi ideal din punct de vedere al costurilor și din punct de vedere al organizării alegerilor să fie un singur tur de scrutin, dar datorită absenteismului la vot, Constituția a prevăzut chiar din anul 1991, menținând în 2003, faptul că se organizează două tururi de scrutin. De ce? Pentru că potrivit Constituției, articolul 81, este desemnat ales candidatul care a obținut în primul tur de scrutin majoritatea de voturi a alegătorilor înscriși în listele electorale. Ori în listele electorale avem un număr de 18.975.265 de cetățeni cu drept de vot, vorbesc de 29 februarie 2019, ceea ce ar însemna că dintre cei 14 candidați, unul dintre ei ar trebui să obțină circa 9 milioane și vreo 400 și ceva de mii de voturi. În condițiile în care s-ar prezenta la vot decât 6-7-8 milioane de cetățeni români cu drept de vot, e aproape imposibil să obțină această majoritate, motiv pentru care se organizează un al doilea tur de scrutin între primii doi candidați, stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur, fiind desemnat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. Mai trebuie spus că instituția Curții Constituționale veghează la procedura pentru alegerea președintelui României, respectarea procedurii pentru alegerea președintelui României și confirmă rezultatele sufragiului, ceea ce s-a și întâmplat în contextul în care mai mulți candidați au depus contestații la Curtea Constituțională, având câștig de cauză, în privința numărului de semnători referitor la verificarea condițiilor de fond și de formă de către Biroul Electoral Central, respectiv aparatul auxiliar al acestuia. Și în contextul actual, deci avem 14 candidați înscriși în lupta electorală. Cel care va câștiga alegerile va începe mandatul de la data depunerii jurământului. Motiv pentru care vechiul președinte își exercită mandatul până la data depunerii jurământului de către președintele nou ales. Mandatul este de 5 ani. Funcția de președinte este valabilă pentru cel mult două mandate, care pot fi și succesive. Pentru o persoană, aici mă refer.
Însă despre atribuțiile președintelui României vom discuta probabil în partea a doua și a treia. Înainte de toate vreau să vă prezint invitații mei de marcă din această seară, doi candidați la alegerile prezidențiale din acest an și voi începe cu domnul Bogdan Stanoievici, care îl cunoașteți foarte bine, este directorul Cercului Metropolitan de Stat și în anul 2014 a ocupat funcția de ministru pentru românii de pretutindeni, iar în anul 2015, ianuarie până în decembrie, a fost secretar de stat la Ministerul Culturii, bine cunoscut dumneavoastră, candidat independent la funcția de președinte al României. Bună seara, domnule Stanoievici. Bună și seara. În al doilea, nu în ultimul rând, domnul Sebastian Popescu, care este președintele Partidului Noua Românie, candidat la funcția de președinte al României, care la fel a intrat în competiția electorală din acest an, probabil amândoi animați de gândul de a schimba ceva după acești ani în care poate președintele s-a exercitat sau nu în mod concret atribuțiile prezidențiale, însă vom discuta. Încep întâi cu domnul Bogdan Stanoievici. Mai întâi l-aș întreba, pentru că și aici vreau să fac lumină cu o situație și încerc scuze foarte important. S-a discutat în spațiu public faptul că sunt doi candidați la președinție care au și altă cetățenie decât cea română. Constituția României, modificată în 2003, spune foarte clar, la articolul 16, alineatul 3, funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate în condițiile legii de persoane care au cetățenia română și domiciliu în țară. În 1991 până în 2003, articolul acesta avea un cuvânt, un plus, care au numai cetățenia română. Scosându-se acest cuvânt, automat un candidat la funcția de președinte poate să aibă două, trei cetățenii importante, să aibă pe cea română. Și am lămurit acest subiect, dar haideți să începem cu domnul Stanoievici, Bogdan Stanoievici. Deci, plecat în 1989, dacă nu mă înșel, din România, de ce te-ai întors și de ce te-ai înscris în lupta prezidențială? Da. Într-adevăr, înainte de orice, vreau să clarific și eu problema administrativă în ceea ce mă privește, și anume că, pentru cei ce mă cunosc, numele meu de afiș este Bogdan Stanoievici. Numele meu oficial, cel din acte, care va fi înscris pe buletinele de vot, este un pic mai complex, pentru că este mult mai lung. Adică am trei prenume și două nume de familie. Asta e, nu știu dacă înseamnă vreo bogăție, dar este o realitate. Deci, ce veți găsi pe buletinele de vot, pe pagina din dreapta sus în stânga, veți găsi un careu în care e un nume. Mai multe nume. Bogdan Dragoș Aureliu, Marian Stanoievici. Deci, primul și ultimul sunt ceea ce știți cu toții. Este singurul careu care nu conține nicio siglă, pentru că sigla mea sunt oamenii cei mulți și îmi portă singur de grijă și mă preocup singur de ceea ce cred că este important să facem în această țară. De ce am plecat în 1989, ca să răspund la întrebarea ta? Eram actor, eram un actor cunoscut, aveam succes, făceam teatru, făceam film, făceam televiziune, deci aveam toate motivele, teoretic, să nu plec din țară. Sigur că nimeni nu poate să nege realitatea pe care o trăiam noi în acei ani, cu lipsurile și toate suferințele care existau și pe care le cunoaștem. În același timp, nu putem nega nici faptul că acea perioadă comunistă a avut și elemente pozitive la care trebuie să reflectăm din când în când și să nu le neglijăm. Întotdeauna am considerat că lucrurile bune nu contează cine le face. Important e că ele sunt făcute și în momentul în care vine o nouă generație sau o nouă structură sau o nouă persoană într-o funcție de conducere, cel mai important lucru este să preia tot ceea ce a fost bun înainte și să meargă mai departe. Cred că doar așa putem evolua, profitând de experiența personală, de experiența vieții celor din jurul nostru și de ceea ce am trăit de-a lungul anilor.
Am plecat pentru că m-am căsătorit în acel an, cu un an înainte. În același timp mi s-a facilitat într-un fel plecarea, pentru că eu făceam parte din acea categorie care, deși privilegiat, nu pentru că aș fi aparținut vreunei structuri sau vreunui partid, n-am fost niciodată membru de partid, iar dacă voi fi vreodată, voi fi doar în partidul sau structura pe care o voi constitui eu și cu cei ce cred în mine și care gândesc în același spirit pro-românesc și pro-români. Pentru că asta suntem înainte de toate. Apoi suntem europeni. Dar în ciuda acestui statut de privilegiat, pentru că eram cunoscut și pentru că astfel mi se deschidea mai ușor anumite uși, puteam să, hai să fim concreți, să obțin carne, puteam să obțin ulei, puteam să obțin zahăr, pe bani foarte mulți, pentru că a lua, de exemplu, carne de la cantina de partid sau cei care aveau, sau de la nu știu ce abator, bun, mi se deschidea ușa pentru că mă cunoșteau, dar costa foarte mult. Din fericire, ceea ce câștigam prin meseria mea îmi permitea să pot să plătesc toate aceste elemente, pe care de altfel le împărțeam cu vecinii mei, pentru că eu eram singur cu mama mea, deci a lua 10 kg de carne, nu aveam ce să fac cu ele, nu aveam cum să le mâncăm în doi, nu aveam nici măcar congelator pe vremea aceea. Și deci le împărțeam cu vecinii mei, care evident beneficiau și profitau de acest mic avantaj. Am fost întotdeauna adeptul ajutorului pentru cei ce merită, pentru cei ce au nevoie de ajutor, nu ajutorul de dragul ajutorului sau pentru a face o pomană, că este electorală sau că este alt fel de pomană. Pomana niciodată n-a adus plus valoare. De altfel, vom discuta probabil și acest subiect. Deci am plecat pentru că, bun, m-am căsătorit, asta este cert, dar cred că obosisem să mă descurc și să găsesc soluții pentru orice. Obosisem să nu pot să mă exprim, deși eram gură mare, deci am spus că mi s-a facilitat plecarea, în sensul că documentele pentru plecare, pentru cei care nu știu, cei mai tineri, indiferent de vârsta pe care o aveai și te căsătoreai cu un cetățean, o cetățeană dintr-o altă țară, trebuia să ai, printre alte multe documente, și aprobarea scrisă a părinților, dacă părinții mai erau în viață. Aveam 30 de ani. A trebuit să iau aprobarea părinților, am luat-o, bineînțeles, și de la tatăl meu, chiar dacă nu mai era lângă noi de mulți ani, și de la mama mea. Și apoi urma o întreagă tevatură de furci caudine ale sistemului, care încerca de fiecare dată să convingă cetățeanul român care vrea să plece în străinătate să nu o facă. La mine nu numai că n-au încercat să mă convingă să nu o fac, dar chiar mi-au sugerat că ar fi bine pentru mine, pentru mama mea și pentru ei, acei ei care trăgeau sforile, bine, aceiași care trag sforile și acum, de altfel, dar sub o altă formă, ar fi mai bine să-mi stabilesc domiciliul în străinătate, pentru că e mai sigur. De aceea actele le-am primit mult mai repede decât îmi imaginam, nici n-am apucat să-mi anunț prietenii. Mă rog, plecarea a fost deci în acest fel, în ciuda legendelor care au apărut după aceea, amuzante altfel, eu ca actor evident că apreciez orice scenariu, oricât de fantasmagoric ar fi, și mi-am stabilit domiciliul în Franța, unde am locuit 22 de ani și unde am învățat foarte multe lucruri. Am învățat ce înseamnă o țară democratică, am învățat ce înseamnă greșelile capitalismului, am învățat ce înseamnă raportul între stat și cetățean și am învățat un lucru pe care eu îl trăiam ca actor și îl trăiesc în continuare, pentru că eu sunt în continuare actor. Eu chiar îmi fac această meserie de actor, nu ca alții care au fost actori și care acum, în virtutea a ceea ce au fost, încearcă să câștige un capital simpatie. N-au cum să-l câștige pentru că au făcut multe alte greșeli, nu dăm nume, ca să nu se supere nimeni, dar știm despre cine vorbim. Deci, eu ca actor am trăit, pentru că asta m-a învățat pe mine profesorul meu, Amza Pele, Dumnezeu să-l odihnească. Lucrul cel mai important pentru un actor este să creadă în ceea ce spune. Pentru că dacă el nu crede în replica pe care trebuie să o spună, publicul nu va crede niciodată, replicile se vor opri în rampă, cum se spune în meseria noastră, și deci nimeni nu va vibra împreună cu tine, actorul care joacă un personaj. Ei bine, aceasta a fost prima mea lecție de viață pe care am aplicat-o ca actor,
cu un succes important, mulțumesc lui Dumnezeu, chiar nu pot să mă plâng, și același lucru l-am aplicat când m-am întors în țară cu experiența acumulată în Franța. În 2011, nu? În 2011. De ce? Ce te-a făcut să te întorci? De... Noi românii, avem acea vorbă... Ai spus că ai avut o datorie morală față de mama ta și exact, apoi față de poporul român. Exact. Dacă sunt poți să ne dezvolți puțin. Da, sunt două lucruri importante. Noi românii, în general, așa cum avem, cum spunea Nichita Stănescu, suntem singurul popor din lume care are acasa lui. Acasă însemnând foarte mult pentru noi. Acasă însemnând liniște, acasă însemnând iubire, însemnând siguranță, însemnând fericire, însemnând fericirea nu ți-o dă un candidat la președinție pentru că va deveni eventual președinte. Fericirea ți-o dă cineva care te iubește. Fericirea ți-o dau părinții, ți-o dau copiii, ți-o dă familia, ți-o dau prietenii, ți-o dau locurile în care ai copilărit și în care te regăsești de fiecare dată cu aceeași bucurie. Deci, noi românii suntem foarte legați de această acasă a noastră. Eu, în perioada în care am avut funcția de ministru delegat pentru românii de pretutinde, am cunoscut foarte bine acest lucru. Îl trăisem deja 22 de ani, viața unui român în străinătate, dar am întâlnit după aceea foarte multe alte feluri de a trăi ca român în străinătate, nu neapărat foarte fericite sau foarte plăcute. De aceea, subiectul diasporei pentru mine este un subiect esențial, care are o conotație particulară și care trebuie tratat ca atare, nu ca un subiect la index pe care îl scoatem dintr-o pălărie atunci când avem nevoie de voturi, cum s-a întâmplat în ultimii ani. Atunci era ministru delegat pentru unii de pretutine, voi făceați parte din Ministerul Afacerilor Externe, da, nu? Era după aceea, Ministerul pentru unii de pretutine a devenit un minister separat. Eu am cerut de atunci, am vrut să constitui, să creez un minister al românilor de pretutine, pentru că chiar este necesar un asemenea minister, dar fiindcă, și aici deschid o mică paranteză, sunt două categorii de români în străinătate. Sunt românii care fac parte din emigrația așa numită economică, plecați după, în principal, în majoritatea lor, după intrarea României în UE, care români s-au stabilit în străinătate pentru a câștiga niște bani mai buni, mai mulți, nu neapărat făcând ceea ce știau, din păcate. Da. Și acesta este un punct foarte trist în viața multor români din străinătate. Și există o altă categorie a românilor din străinătate, românii care fac parte din teritoriile istorice. Adică aceste teritorii care aparțin altor state, care sunt alte state, unele teritorii care au fost smulse României în diferite circumstanțe, mai mult sau mai puțin legale, altele care pur și simplu au existat întotdeauna și în teritoriile respective existau entități românești, existau grupuri de români. Când ne referim la Serbia, când ne referim la Bulgaria, sigur, la Bulgaria, nu vorbim de partea de Cadrilater, care a fost smulsă României, când ne referim la Basarabia, știm cum a ajuns Basarabia o republică sovietică, când ne referim la Albania sau chiar la Grecia sau la Ungaria și așa mai departe. Ei bine, problemele românilor din străinătate, între românii din așa numita, în mod impropriu spus, diasporă, dar, mă rog, s-a împământenit acest termen, deci cei plecați în țările europene, în principal după anii 90, și românii care trăiesc de sute de ani, unii dintre ei, prin familiile lor în aceste teritorii istorice, problemele lor sunt total diferite. Dacă cei din teritoriile istorice se luptă pentru a-și păstra limba, pentru a-și păstra cultura, pentru a-și învăța copiii istoria acestui neam și se luptă de multe ori cu autoritățile statului respectiv și m-am confruntat cu aceste probleme, din fericire, una din cele mai importante în Valea Timocului am rezolvat-o și sunt foarte mândru de acest lucru, am rezolvat-o atunci. Iar ceilalți au probleme care sunt legate mult mai mult de România. De aceea, de ce m-am întors? Această frază a noastră, a românilor, m-a tras ața. Da, noi suntem atât de legați de acest pământ, de această țară, de originile noastre, încât atunci când plecăm, nu pentru că ne-am dorit-o. Sunt cei care au plecat și care nu se vor mai întoarce niciodată. Da. Dar majoritatea românilor vor să se întoarcă și nu știu unde să se întoarcă pentru că nimic nu este făcut
pentru a le facilita revenirea acasă. Da. Ei bine, despre acești români va trebui să discutăm foarte serios și să ne ocupăm foarte serios de felul în care acești români vor veni acasă. Ne oprim la momentul 2011. Bun. După care, după ce îl întreb și pe celălalt invitat, care este într-adevăr unul dintre cei mai tineri candidați, dacă nu cel mai tânăr, alături de Cătălin Ivan, pentru că, așa cum spune legea fundamentală și legea numărul 370/2004 pentru alegerea președintelui României, candidații pentru funcția de președinte al României trebuie să fie împlinit până în ziua alegerilor vârsta de 35 de ani. Deci, domnul Sebastian Popescu, din partea partidului Noua Românie, partid înființat în anul 2015, dacă nu mă înșel, haideți, spuneți-ne ce s-a întâmplat din acel moment și cum ați ajuns să candidați pentru funcția de președinte al României. Bună seara, vă spun și eu. Mulțumesc pentru invitație. Sunt cel mai tânăr candidat din istoria alegerilor organizate în România după 1990 pentru cea mai înaltă funcție în stat, cea deci de președinte. 36 de ani. 37. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. În anul 2015, odată cu modificarea adusă de Curtea Constituțională la legea cu privire numărul 14 din 2003 cu privire la înființarea partidelor politice, da? Decis să încerc să schimb ceva în România din postura de tânăr și atunci am apreciat că singura procedură legală este aceea de a intra în hora politică și prin intermediul unui partid construit de la zero, cu anumite principii pe care nu le-am regăsit și nu le regăsesc în alte formațiuni politice, împreună cu câțiva prieteni, am pus bazele partidului Noua Românie. Iată-ne în al patrulea an de existență. Și ați candidat în 2016 la legile locale și parlamentare? Doar în 2016, doar la alegerile parlamentare. A fost primul nostru test electoral. Atunci am reușit să strângem semnături doar în 5 județe. Dacă știți, la parlamentare ai două opțiuni. Sigur. Fie strângi 1% din numărul alegătorilor cu drept de vot la nivel național, plus diaspora. Da, aici acolo o situație aberantă. Românii din afara granițelor țării. Da, pentru a putea depune candidaturi pe diaspora, te obligă în mod aberant legea să aduni 1%, circa erau în jur de 7000 de semnături în 2016 doar din diaspora și trebuia să alergi după 7000 de români care să locuiască efectiv acolo cu documente, adică să completeze forme legale. Liste. Da. Și să dovedești că ei acolo locuiesc, ca să poți depune candidați pe diaspora. Un artificiu făcut de cine trebuie. Oricum, nimeni n-ar fi putut verifica numărul românilor de sănătate, pentru că nimeni nu-l știe. Pentru că nu toți românii sunt declarați, nu toți românii sunt înscriși. Libera circulație permite oricărui cetățean să se stabilească oriunde. Au stabilit pe baza unor date comunicate în 2016 de către Ministerul Afacerilor Externe cu privire la numărul persoanelor care și-au declarat rezidența în afara granițelor României și erau peste 600.000 și atunci cam acolo. În 2018 un deputat din cadrul comunităților de români din afara granițelor țării, ca așa se numește comisia la Camera Deputaților și la Senat, a solicitat Ministerul pentru Române de pretutindeni să explice câți cetățeni români se află în Italia și Spania. Mai mulți sunt în Italia, 1.100.000 și vreun 1.050.000 în Spania. Deci, bine, asta nu înseamnă că erau cu forme legale. Pentru că așa este cum a spus domnul Popescu, circa 600-700.000 înregistrați cu forme legale. Oficial, da. Mergem mai departe. Și atunci aveam două variante. Fie 1% și depunem în toate circumscripțiile electorale din țară, sau 1% din la nivelul unui județ, unde atingeam cifra minimă și atunci am depus în 5 județe, Vâlcea, Satu Mare, Timiș, Gorj, Neamț. Da. Și eu am candidat pentru Camera Deputaților în Vâlcea. Tatăl meu este născut în Vâlcea. Eu am făcut liceu în județul Vâlcea și mă simțeam oarecum aproape de acel județ și mă simt. Și atunci am ales, deși eu m-am născut în județul Olt, familia acolo locuiește, am ales să candidez din partea județului Vâlcea. A fost un prim test electoral, am văzut care sunt pașii, ce înseamnă birocrație, ce înseamnă toate procedurile, să zicem așa,
o pregătire pe repede înainte, un botez prin botez electoral. Am luat atunci primele 5.000 de voturi ale noastre, iar acum am ajuns în postura de candidat la prezidențiale, fiind desemnat oficial de către Adunarea Generală a Partidului Noua Românie. În 2018, în 2018, da. În 17 iunie, atunci când ne-am împlinit 3 ani și practic un an de zile eu știam că trebuie să mă pregătesc pentru această deci candidată. Un an de zile ați studiat, am urmat toți pașii ce... necesari pentru a încerca să, în primul rând, să nu înșel așteptările colegilor care m-au desemnat în această postură și să încerc să am o candidatură cât mai decentă, onorantă și ei să fie mândri că mi-au dat încrederea și votul lor să candidez la da. Cea mai înaltă funcție în statul român. Ai fi un foarte bun exemplu pentru Barna, care exact asta spune, dar exact contrariul îl face la el în partid, unde numai democrație nu putem spune că există, atâta vreme cât el încearcă să-și elimine contracandidații din interiorul partidului. Ei, nu, la ei, la USR asta. Sunt două tabere. Sunt cei sunt care... Sunt tehnocrații dar... și ceilalți. Da. Tehnocrații care... Nu, dar de la... exemplul da. Lui ar fi eu foarte nu, bun da. Pentru Barna. Eu nu aș dori și da. Nici nu doresc să vorbesc despre alții. Da, vreau da, să da. Vorbesc despre ceea ce fac eu și împreună cu colegii mei în Noua Românie. Și ceea ce doar să fac va face în calitate de președinte, dar ajunge. Noi ne-am născut înaintea acelei formațiuni da. Care nu știu dacă știți... Nu. Un detaliu de culise. Știți că prima dată a fost USB. Da, 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 știu. Da, 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 Nicușor Dan. Nicușor Dan, sigur. În prima, imediat, la scurt timp după ce s-au închis urnele de vot la locale în 2016, da. Au făcut marele anunț că USB, da. Se naște, da, am salvat București, ne apucăm da. Să salvăm și România. Așa, da. Repede. Da. M-am documentat și eu, pentru că am făcut jurnalism încă din facultate, în paralel cu Facultatea de Medicină Veterinară la Timișoara. Și, curios din fire, îmi place să mă documentez. Să, chiar dacă îmi spuneți ceva, până nu cercetez să mă conving să aflu și o sursă, 2, 3, 4, 5, nu cred. Sunt un pic tocmai necredincios până când nu am argumente concrete. Și am verificat atunci că, practic, USB-ul era un... etapă intermediară. Ei pregătiseră terenul încă din aprilie, când deja partidul Uniunea Salvează România era deja înființat prin decizia tribunalului. Da, da, da. Bun. Ei doar pregăteau. Discutăm după o scurt moment de publicitate despre atribuțiile președintele României și nu numai. Mulțumim. Pauză. Este foarte eficient, pentru că este pasiv, presetat pentru a avea o energie, cum am spus eu, distorsionică. În cursul anilor trecuți și ereditar, am avut probleme de ordin cardiac. Tensiune care mergea peste 16, extrasistole tahicardie, o stare depresivă accentuată și o stare de dereglaj de confort general. Medicamente care le-am luat recomandate chiar de psihiatru pentru starea de anxietate și pentru depresie, nu am simțit nici un reglaj. După ce am primit torserul, am simțit o evidentă scădere a tensiunii. La ora actuală, când vorbesc cu dumneavoastră, tensiunea mea este 13 și o mențin 13, 12, 13. Starea psihică este foarte bună, starea de anxietate a dispărut, am o stare generală bună. Toate astea eu le-am legat conștient de prezența torserului. M-a ajutat din moment ce eu, până la a primit torserul, nu am văzut aceste schimbări pozitive. Am observat că am avut odată o durere la o măsea și l-am pus și mi-a trecut, să nu zic instantaneu, aproape în 10 minute mi-a trecut durerea de dinți. Despre medicină bioenergetică am o părere foarte bună. Cred că este cea mai sănătoasă pentru un om. Torserul îl folosesc pentru somn, pentru tensiune, pentru amețeală. Durerea asta de genunchi, care nu mai mă doare absolut deloc, parcă aveam o arsură. Nu mai am absolut deloc. Dorm mai liniștită. Se poartă foarte ușor, este comod și de fiecare dată când simt cea mai mică urmă de durere, îl pun în locul dureros și nu mai simt nimic.
Am revenit în studio, stimați telespectatori, după scurt un moment de publicitate și în prima parte am asistat la explicațiile celor doi candidați în legătură cu ceea ce a determinat înscrierea lor în cursa prezidențială. Rămăsesem înainte de pauză la domnul Sebastian Popescu, făcând o scurtă comparație între partidul pe care îl reprezintă și ceea ce s-a întâmplat în cadrul USR și de aceea las să explice până la sfârșit. Sigur, o să fiu foarte scurt. Acea sintagmă. Noua România s-a înființat înainte acelei formațiuni politice și noi am fost primii care am introdus procedura de vot intern electronic pentru toate tipurile de alegeri, deși unii și-au rogat această premieră în mod nemeritat. Noi, neavând încă acces la media așa ca acea formațiune politică, e ca și cu premiul Nobel cu insulina, nu? Descoperită da, de un român da, și premiul Nobel de Paulescu de, și da, exact, da, de doi canadieni, pentru că este. Proveneau dintr-o țară mai dezvoltată decât România. Da, mă, nu știu cu ce, în ce măsură v-ar fi ajutat foarte mult pentru alegerile și parlamentare și alegerile prezidențiale dacă s-ar fi recunoscut că voi ați fost primii care ați fi promovat votul electronic în cadrul alegerilor interne, dar mă rog, mai puțin. Ca o măsură de transparență și de corectitudine, da. Pentru că cred că de aici pornim o discuție importantă. E foarte important, da? Așa este. Dacă suntem corecți și onești și rezultatele de acolo vor fi la fel, pe măsură. Dacă umblăm cu ceara vopsită, corect. Aici știți ce va ieși. Sigur. E foarte important. Da, mergem mai departe la Bogdan Stanoievici. Ajungeți la momentul 2011, revenirea în țară. După numai 2 ani, 2 ani și jumătate, propus și acceptat funcția de ministru delegat pentru românii de pretutindeni în cadrul guvernului Victor Ponta. De ce ai acceptat, ce ai crezut că poți face pentru românii din afara granițelor țării, animat fiind de două chestii, pentru că ai vorbit foarte bine la început despre identitate, despre cultură și aici trebuie să aduc, scot în evidență două articole și cu asta închei foarte importante din Constituție și anume cetățenii români din străinătate și anume cetățenii români din străinătate, un articol 7, se bucură de protecția statului român și trebuie să-și îndeplinească acestea sunt cetățenii români aflați în străinătate. Statul român sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara granițelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase cu respectarea legislației statului a cărui cetățeni sunt. Absolut. Și românii în străinătate, aici e un articol 17, se bucură de protecția statului român și trebuie să-și îndeplinească obligațiile cu excepția acelora care nu sunt compatibile cu absența lor din țară. Mai mult decât atât, foarte corect, după intrarea în Uniunea Europeană 2007, dar dreptul la liberă circulație era prevăzut încă din 1991, adică cetățeanul român este asigurat dreptul de a stabili domiciliul sau reședința în orice localitate din țară, de a emigra, precum și de a reveni în țară. Ok. Da, exact. Deci, revenirea mea în 2011, pe de o parte din motive strict personale, pe de altă parte pentru că, așa cum spuneam, ca orice român, la un moment dat îl trage ața să se întoarcă acasă la el. M-am întors acasă cu ferma convingere și hotărâre de a mă implica, pe de o parte, în viața mea de actor, constatând că după 22 de ani oamenii nu numai că nu mă uitaseră, dar își aminteau cu mare drag și se bucurau să mă revadă. Dar nu e nicio schimbare dacă ne uităm cel puțin fizică. Am încercat să rezist vicisitudinilor vremii și iată că, într-adevăr, mulțumesc Dumnezeu, nu mă arăt vârsta, pentru că, probabil, nici nu vreau să spun ce vârstă. Cred că undeva este și ceea ce avem în suflet și în gând, în minte. Cred că vârsta nu e neapărat cea care este scrisă în buletin. Cred că e vârsta pe care o avem, pe care o trăim și pe care o simțim. Așa este. Iar despre noi, bărbați, oricum se spune că începem să ne maturizăm pe la 50 de ani, deci sunt în plin proces de maturizare. Am aflat și vârsta. Pa-proape. Ești departe. Ești departe, de adevăr. Așa, deci am venit în țară, am reluat activitatea de actor, am făcut un film, superb film, care se numește Cel ales și care vorbea exact despre această tranziție dintre sistemul comunist și sistemul capitalismului sălbatic, cum a fost în primii ani în România, și care spunea adevăruri crunte și dificil de acceptat pentru foarte mulți. Un film care a suferit multe lovituri, dar o foarte frumoasă producție
producție cinematografică, cel ales, cel mai premiat film de altfel în străinătate, film românesc. Nu la premiile și la festivalurile astea unde se dau premii politice, ci premii adevărate pentru cinema. Cinemaul pentru oameni. După care a venit această propunere care, pe de-o parte, m-a surprins, nu-mi imaginam, din partea lui Victor Ponta, plecând de la simplul fapt că viața mea de 22 de ani în străinătate mă punea în situația cea mai reală. Da, dar cei 20 de ani erai la zi cu toate evenimentele, nu numai politice, economice, culturale care se întâmplau în România. Eu am păstrat legătura prin prieteni. N-am venit în țară decât foarte târziu. În 22 de ani am venit la început, în primii ani, imediat după evenimentele din decembrie. Am venit în ianuarie, mi-am și serbat ziua de naștere în studiole TVR-ului. Atunci... După care am revenit după 2 ani cu niște producători francezi care căutau un regizor român, pentru că cultura românească este un element extrem de important, de apreciat și în fața căruia se înclină toate capetele, nu numai încoronate, dar și artistice și ale intelectualității din lume, pentru că au de ce. Și după aceea nu m-am mai întors foarte, foarte mulți ani. Legătura s-a păstrat prin românii care veneau acolo, prietenii mei, au început să circule trupele de teatru, deci mi-am revăzut colegii și astfel, evident, urmăream prin ziarele din diasporă evenimentele importante, dar tot ce se întâmplă, nu zar. Pot spune, nu, aș minți dacă aș spune că știam tot ce se întâmplă. Ca dovadă, când m-am întors prima oară, înainte de a reveni definitiv, m-am întors în 2007-2008, cred că, să fac un film cu Lucian Pintilie, regretatul regizor, și am descoperit o altă Românie care m-a fascinat prin ceea ce se vedea. Era un titlu a unei piese, afară e vopsit gardul, înăuntru leopardul. Sigur că ce se vedea, se vedea foarte frumos. Da. Eu cât am stat pentru filmări, am văzut partea frumoasă, dar am început să văd și acele găuri negre care veniseră odată cu acest sistem capitalist și care nu, și care nu erau deloc de... pe placul meu. Okay. Și nu numai al meu. Am văzut lipsurile din educație, am văzut lipsurile din sănătate, am început să văd lipsurile din media, din cultură, și așa mai departe, ceea ce m-a întristat, dar am spus, nu știu eu suficient de multe, dar va trebui să le aflu. Apoi am venit, deci, definitiv și m-am lovit direct de realitatea românească, cu partea ei bună, dar și cu partea ei cenușie și chiar foarte umbroasă pe alocuri. Am constatat valorile inversate, am constatat că vedeta de televiziune nu mai era artistul, ci era un personaj de scandal. Bufonul, să zicem, bufonul. Da, și bufonul. Nu neapărat, că dacă ar fi fost bufonul face parte cine din se viața cetății. Dar, scandalurile, exact, femeile care se dezbrăcau, astea nivelul, erau nivelul era bani, la nivelul gleznei, cum spun francezii, la genunchiul broaștei. Asta era un lucru care m-a întristat enorm. Am intrat într-o trupă de teatru, a unui teatru privat, și împreună cu toți ceilalți actori, este vorba de Teatrul Elisabeta, în care joc în continuare, în 3 spectacole. Și acest lucru mi-a permis să revin într-un contact direct cu oamenii cei mulți. Pentru că asta este cel mai important. Pentru un lider este important să fie în contact permanent cu oamenii cei mulți. Ce se întâmplă în România în ultimii 25 de ani, cel puțin, este această ruptură între vârful piramidei și baza piramidei. Și această legătură trebuie refăcută. Și nu poate fi refăcută decât de un lider, un adevărat lider independent, care nu are de dat socoteală nimănui decât oamenilor celor mulți. Când a venit această propunere de a ocupa postul de ministru delegat pentru românii de pretutindeni, evident că am fost onorat și foarte mândru că pot reprezenta România mea și a ta și a noastră atât în străinătate cât și în fața celorlalți, și mi-am luat foarte în serios treaba. Sigur, prima condiție pe care am pus-o și de care nu suferea niciun fel de negociere a fost neintrarea în partid. Pentru că am considerat că nu am de ce să intru în partid. Dacă am ceva de spus, pot să o spun
eu în limitele mele. Pot să întreb când nu știu și mă voi înconjura, ceea ce am și făcut, de oameni profesioniști cu care să putem construi. Eu nu sunt în luptă cu nimeni și nu am de intrat în niciun scandal, nu atac pe nimeni, dar punctez anumite elemente când e vorba de contracandidații mei sau când e vorba de situații concrete, reale, care trebuie schimbate. Și trecerea de la actor la demnitar, cum s-a părut? S-a părut, a fost dincolo de glumele pe care le făceau anumiți politicieni care îmi spuneau, mă întrebau exact ca și tine, cum te simți în postură de ministru? Și răspundeam foarte simplu, eu am rămas un om normal, eu am rămas un om printre oameni, eu ca actor trăiesc printre oameni, pentru că eu ca ministru am continuat activitatea mea de actor. Premiera filmului, de altfel, a ieșit, a avut loc în timpul în care eram ministru, de altfel am adus tot guvernul. Nimeni nu mai văzuse un guvern al României care vine la o premieră de cinema. E, am reușit să fac acest lucru, nu le-a făcut nimic rău, au văzut și ei poate lucruri pe care le uitaseră, că a fi printre oameni nu e deloc grav, ba este chiar foarte bine. Să păstrăm într-un fel contactul cu oamenii e foarte important. Și am intrat de-a dreptul în pâine și m-am ocupat de ceea ce aveam de făcut. Poate greșeala pe care am făcut-o este că nu am vorbit de ceea ce am făcut. Am să dau două exemple, da, unul din partea de diasporă, unul din partea din teritoriul românii, din teritoriile istorice. În diasporă am eliminat 3 taxe consulare, care erau, eliminarea lor era cerută de mult de românii din străinătate, taxe enorme, motiv pe una dintre ele era legată de înscrierea copiilor născuți în străinătate, care era foarte mare. Motiv pentru care foarte mulți români nu își înscriau copiii și deci copiilor nu mai erau cetățeni români. Erau cetățenii doar ai țării în care se născuseră, ceea ce este inadmisibil. Da. Eu m-am luptat chiar cu anumiți părinți care locuiau acolo și care nu-și mai învățau copiii să vorbească românește. Și chiar i-am certat pe foarte mulți și am reușit să le schimb acest gând, spunându-le un lucru foarte simplu. Neintrând în demersuri politice sau de alt gen, eu n-am fost niciodată un politician, deci n-aș putea să țin discursuri politice. Eu spun ce gândesc și fac ce spun. Și vorbesc pe limba celor cu care vorbesc, adică pe limba românească, aia curată, simplă și pe care fiecare om poate să o înțeleagă. Nu trebuie să facem fraze ca să impresionăm, că nu impresionăm pe nimeni. Mă rog, nu mai impresionăm pe nimeni. E, și le-am explicat acestor părinți că va fi o situație dificilă pentru copiii lor dacă nu li se vorbește în românește. Și anume, cum vor face acești copii când vor veni în țară să petreacă vacanța la bunici, de exemplu? Cum vor vorbi ei cu bunicii lor? Cum le vor povesti bunicilor lor cum trăiesc ei în Italia, în Franța sau în Spania sau în altă țară. Și probabil că acest argument legat de familie, pentru că familia la români este încă foarte importantă, familia aceea sănătoasă și adevărată, nu familia reinventată, cum încearcă să ne bage pe gât unii și alții. Și foarte mulți din acești români au început să le vorbească copiilor în românește și copiii erau chiar doritori. Băiatul meu care locuiește în Franța cu mama lui, băiatului meu îi vorbesc în românește de când, dinainte să se nască. El de multe ori îmi răspunde în franceză, dar în ultima vreme, crescând, el îmi cere să nu-l mai las să-mi răspundă în franceză, pentru că se simte aparținând a două culturi, a două nații, ceea ce este o bogăție pentru el. Da. Pentru orice copil născut în străinătate, copil român, din părinți români născut în străinătate, este o bogăție, nu numai sufletească, culturală, istorică și așa mai departe. Ei bine, deci am obținut acest lucru, deci vă dau doar acest exemplu, pentru partea de diasporă, iar în teritoriile istorice, în Valea Timocului, de exemplu, era o mare problemă, pentru că Biserica Ortodoxă Română nu era recunoscută de Biserica Ortodoxă Sârbă. O problemă majoră și Biserica Ortodoxă Sârbă este extrem de puternică în Serbia. Am fost în mai multe vizite în Valea Timocului, am discutat cu oamenii, am notat exact ceea ce îmi spuneau și ce așteptări aveau de la mine. Sigur, primul lucru pe care l-auzeam era ce ne promiteți. Și le spuneam, ca și acum, eu nu promit nimic. Nu sunteți sătui de promisiuni. Eu spun doar ceea ce cred și ceea ce pot să fac. Și vă voi spune ceea ce nu pot să fac. Sau nu pot încă să fac. Împreună însă vom putea să le facem. Și întorcându-mă din Valea Timocului am luat legătura și cu miniștrii de resort, cel de externe, cu primul ministru de atunci, cu Ponta, și am reușit ca prin relația
personală pe care o avea Ponta cu Vučić, cu primul ministru sârb, ca primul ministru al Serbiei să vină în Valea Timocului și de a doua zi Biserica Ortodoxă Română a fost acceptată și recunoscută de Biserica Ortodoxă Sârbă, de a doua zi școlile în care se învăța pe șest limba română au fost oficializate și în felul ăsta românii din Valea Timocului au obținut poate un detaliu, dar semnificativ pentru spiritualitatea lor, pentru cultura lor, pentru legătura lor cu țara. Un ministru al românilor de pretutindeni asta trebuie să facă, să țină legătura între țară și românii plecați în străinătate. Da. De aceea este nevoie de o politică nu numai în România pentru românii din străinătate, dar și acolo unde ei sunt instalați. Da, o să discutăm imediat. Nu trebuie să inventăm noi apa caldă. Avem exemple în țară. Să-l întreb și pe domnul Sebastian Popescu, apropo de cei aproape 30 de ani de democrație, ce v-a determinat în mod concret sau ce zic eu nu credeți că a funcționat atât de bine în acești 30 de ani din punct de vedere instituțional, din punct de vedere al relațiilor cu românii din afara granițelor țării și după aceea o să ajungem și la ce ați face dumneavoastră în partea treia promisiunii, ce ar face fiecare în condițiile în care ar fi ales președintele României, pentru că asta interesează foarte mult telespectatori. Asta așteaptă românii, nu promisiuni deșarte care sunt neacoperite de legitimitate constituțională și juridică, ci realmente ceea ce poate președintele să le oferă în virtutea ceea ce avem în acest moment în legislație, Constituție și alte acte normative. Revenim însă la partea de până la candidatură. Ce părere aveți despre ce s-a întâmplat în acești 30 de ani? De ce v-ați înscris în lupta electorală pentru funcția de președinte? Ce credeți că n-a funcționat până acum? Vreau să vă spun că primul lucru care m-a determinat să intru în această cursă electorală a fost acela de a reda speranța românilor, milioanele de români, cei care se află încă în țară, dar și milioanelor care deja au părăsit țara din diverse motive, în special economice, de a le spune că se poate. Se poate să schimbăm ceea ce considerăm că nu este în regulă și că eu sunt dovada vie că se poate, fără să am pe cineva în spate, fără să fac parte din sistem, fără să am vreo proptă, fără să am bani, da? Doar voință de fier, dorința de a munci până la epuizare uneori și să nu renunți, apar rezultatele și putem da start schimbării. Ce schimbăm, cât schimbăm, când schimbăm, rămâne de văzut în funcție de implicarea fiecăruia. 30 de ani de democrație m-au determinat să intru în această bătălie electorală pentru că am constatat cu propriile mele repere de evaluare. Bine, ați început să înțelegeți democrația, hai să zic, la vârsta de aveați 7-8 ani în 1989-90. 7 ani. Deci ați început să înțelegeți cam începând de la ce vârstă. Bine, în afară de dreptul libertății care acum așa. Când v-ați dat seama că ceva nu merge cum ar... 2006. Vă spun o scurtă 2006. Istorie corect. De sigur. Un minuțel. În 2006 am terminat Facultatea de Medicină Veterinară la Timișoara. Da. La zi, 6 ani, grei, cu peste 70 de examene susținute. Am reușit să termin în termen facultatea. Am luat licența în 2006 cu 9-27 și mă gândeam că după ce tragi 6 ani, muncești, ieși cu o diplomă de doctor medic-veterinar, poate că vine și partea de recompensă, să spunem așa, ca urmare a muncii depuse, să culegi și roadele muncii tale. Am avut, nu imediat. Nici un acord. Nu culege, da. Nu culege roadele muncii nu imediat, vreau, cum a ieșit da, să înceapă, pe băncile facultății. Să înceapă în ATC-ului. Da. Partea frumoasă, după 6 ani grei. Și atunci am avut primul șoc. Mi-am căutat un job ca proaspăt absolvent de medicină veterinară și am găsit o primă ofertă ca medic într-o farmacie veterinară din Timișoara și mi se ofera pentru anul 2006 un salariu de 350 de lei, foarte mare. A doua ofertă de 550 de lei la Arad, trebuia să merg la Arad din Timișoara să fac naveta. Eu nefiind din Timișoara, din Balș, județul Olt, și acolo am stat la cămin. Deci trebuia să plătesc o chirie și la urmă și o navetă dacă mergeam la Arad. Și a treia ofertă printr-o recomandare la
abatorul și fabrica de salam de la Salonta. Era un pic mai mare ofertă, în jur de 700 de lei. Trebuia să rămân la Salonta să plătesc acolo o chirie. Fratele meu mai mic urma să vină și el student în anul întâi la drept la Timișoara. Nu aveam cum să pot să susțin două chirii. Mi-a fost imposibil și atunci, după trei oferte uriașe ca medic veterinar, m-am gândit eu ce mai știu să mai fac eu pe lumea asta, că medic sunt minunat, nu mi-ajunge nici să plătesc chiria. Am luat un ziar local din Timișoara, nu voi spune numele ziarului, mai există și acum, cu ofertă de muncă și am avut norocul să găsesc un anunț la un restaurant deschis de câteva luni. Norocul meu a fost că ei căutau un ajutor de bucătar fără experiență să-l formeze pe specificul restaurantului respectiv. Eu mă descurcam, recunosc, foarte bine în bucătărie. Eram curios și îmi plăcea să bunica, mama și să fur așa câte puțin și făceam mai ales pe partea de desert. Și am fost în omul potrivit la locul potrivit și jumătate de an am lucrat ca ajutor de bucătar. Și pe ce salariu? 850 de lei. Și atunci m-am gândit așa. Dacă statul român a investit în mine 6 ani, am făcut facultatea la stat și statul a cheltuit niște bani cu școlarizarea mea. Când am terminat facultatea și din punct de vedere legal eram apt de muncă și să întorc serviciu către societate care a investit în mine, societatea a dispărut. Adică statul român e ca și cum investești 6 ani și când e să începi să scoți profit, abandonezi investiția, nu te interesează ce se întâmplă cu ea. Și am spus atunci, ceva nu e bine în România. Nu e bine deloc. Nu 2006... poți să-ți bați joc de propria investiție, da. Să nu te intereseze ce se întâmplă cu absolvenți din alte studii superioare. Și din 2006 până în 2019, ce s-a întâmplat ceva din acest punct de vedere? S-au întâmplat din ce în ce mai multe lucruri rele. Ceea ce m-a determinat în 2015 să pornesc pe această cale, să coagulez cât, în jurul meu cât mai mulți români care vor același lucru, o schimbare, dar nu declarativ. O schimbare pe care să o facem împreună, în fiecare zi. Cât ne pricepem, cum ne pricepem, pentru că nimeni nu s-a născut învățat. Dacă vrei, vei învăța. Dacă vrei, vei și putea. De aici pornește totul. Și atunci, asta a fost crezul meu care m-a adus aici, în postura de candidat și foarte multe lucruri nu funcționează bine în România. Dacă ar fi funcționat bine în România, după 30 de ani de democrație, n-am fi campion mondial ca în timp de pace să fim țara cu cel mai mare exod de români care părăsesc granițele țării pe timp de pace. Nu este în regulă. Acela este un barometru extrem de real că în continuare lucrurile nu se îndreaptă către o direcție bună în România, din păcate. Iar principalii vinovați de acest lucru, o spun că se poate de asumat, fără să fiu demagog sau că e foarte ușor să pui etichete să acuzi. Nu. Principalii vinovați sunt actualii politicieni și toți politicienii care de 30 de ani au avut puterea, da, sub o formă sau alta, pentru că putere înseamnă să fii și în opoziție. Da, vom vedea dacă președintele are atribuții de a face ceva în acest sens. Dar până să ajungem, o să ajungem. Îl întreb pe Bogdan Stanoievici. Ajunge la partea de secretar de stat în Ministerul Culturii. Ianuarie 2015, decembrie 2015. După aceea, să ne spui până în 2019 ce a costat activitatea ta, până la pauză. Deci da, ai 3 minute. La Ministerul Culturii, la fel, m-am implicat de la început și mi-am făcut treaba, ceea ce a deranjat foarte multă lume, pentru că în momentul în care cineva își face treaba, am constatat-o în ultimii ani, acea persoană devine, trebuie trecută la index, devine o problemă. Mai ales că n-aveau ce să-ți facă din punct de vedere politic. N-aveau ce să facă nicio din niciun fel de punct de vedere. Eu n-am avut niciodată contacte cu nimeni, niciodată nu m-am băgat în nimic. Multe lucruri nici nu le știam despre ce se întâmplase în această țară între timp, despre toate mafiile și toate, mă rog, nu e neapărat termenul cel mai potrivit, dar despre toate găștile astea și-au aranjat ei între ei și pentru ei. Le-am aflat între timp și este una din temele mele ca președinte să terminăm odată cu găștile astea politice și nu numai. Și mi-am făcut treaba oprind, închizând niște robinete cu bani
care se duceau în buzunarele unor partide, dar și în buzunarele unor persoane. Ceea ce din nou a stârnit un val de revoltă și au început mari discuții. Iau Stanoevici acolo, care ne încurcă nouă oițele. Stanoevici își făcea treaba și își va face întotdeauna treaba așa cum a învățat să o facă. Și am fost scos, deși eu eram un tehnocrat, în momentul în care a venit guvernul numit Zero, nu știu cine a dat acest nume, dar mi se pare corect, al lui Cioloș, care a făcut lucruri, unele chiar mult mai grave decât alte guverne dinainte și de după. O să intrăm în detalii, hai să ne gândim la viitor mai bine. Și am aflat că nu mai sunt secretar de stat de la șoferul ministrului. Pentru că ministrul din acea vreme, un anume Vlad Alexandrescu, ca să nu îi dau numele, nu a considerat că dintr-un cel puțin bun simț ar trebui să-mi dea un mail, să-mi dea un SMS, ceva, să-mi spună Bogdane, da, uite așa e legea, eu am echipa mea, nu mai vreau, nu trebuia să-mi dea explicații, dar o chestie de cât de cât. Nu. Eu m-am dus la birou, bine mersi, și aflu de la șefa mea de cabinet, care vorbise cu șoferul ministrului pe scări și aflase că cu o seară înainte, la ora noaptea ca hoții, că sunt unii care vorbesc de alții noaptea ca hoții, dar eu au făcut la fel, a decis el să mă elibereze din funcție. Sigur, am înțeles de ce. Pentru că începuse scandalul cu cumițenia pământului și toată mizeria care a urmat și cu toată altă gașcă de profitori care au încercat să stoarcă bani de la stat, pentru că cei care au devenit miliardari, cu mici excepții, așa au devenit miliardari, storcând bani de la stat. E, banii ăștia care au fost luați până la ultimul leu vor trebui să revină în visteria statului. Și mă voi ocupa de acest lucru. A fost o mică paranteză. Deci, în perioada cumințeniei pământului, sigur, totul a devenit apocaliptic, m-au dat afară, s-au făcut de râs până în măduva oaselor, cu acea subscripție națională. Sunt convins că încă mulți din oamenii care, de bună credință, au dat bani, nu și-au luat înapoi, pentru că metoda prin telefonie și mai departe, complicat, lucru pe care eu l-am spus de atunci, dar evident cine stătea să asculte pe stradă, venim după scurtă publicitate și discutăm imediat despre ce s-a întâmplat. Da. Mulțumesc. Am revenit în studio pentru ultima parte a emisiunii, stimați telespectatori. Înainte de pauză, Bogdan Stanoevici mai avea puțin să ne explice ce l-a determinat în 2019 să candideze la funcția de președinte al României și de aceea îi dau cuvântul să-și termine fraza înainte. Da, au fost două motive foarte clare. Sigur că acest gând a apărut când eram în funcție și văzând toate lucrurile care nu funcționau așa cum spuneai și tu, mi s-a părut că ceva trebuie să se întâmple altfel. Și cele două argumente au fost, pe de o parte, că într-adevăr consideram și consider în continuare că aveam și am o datorie morală față de această țară în care m-am născut, în care am crescut, în care m-am educat și în care m-am format ca om. Și în care am... Și în care mai crezi. Cred în continuare și niciodată nu am crezut mai puțin decât acum. Deci această datorie morală care mă obligă să revin către țară cu tot ceea ce am acumulat de-a lungul vieții pentru a schimba lucrurile. Și apropo de acest cuvânt, schimba, cel al doilea argument este un argument mult mai personal și anume vine de la mama mea, care a fost o patriotă fără limite și care a iubit această țară exact cum a iubit pe mine, fiul ei. Și care într-o zi mi-a spus cu lacrimi în ochi, cu niște ani în urmă, când era încă lângă mine, că dacă într-o zi mă voi simți pregătit să fac în așa fel încât să schimb tot ce este strâmb în această țară. Și am considerat că acest moment a sosit și de aceea am luat drumul președinției, pentru că, într-adevăr, mult prea multe lucruri sunt strâmbe în această țară, mult prea multă corupție, mult prea multă minciună, mult prea multă mizerie, mult prea multe non-valori care decid pentru noi. Și lucrurile acestea trebuie schimbate. Corect, dar pentru a schimba, schimbarea, să-i spun așa,
trebuie să ne raportăm la ceea ce poate face președintele și la ceea ce nu poate face. Rapid scot în evidență dispozițiile constituționale despre rolul și atribuțiile președintelui României. Președintele României reprezintă statul român și este garantul independenței naționale a unității și integrității teritoriale a țării. Președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. În acest scop, el exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. Președintele României încheie tratate internaționale în numele României, negociate de guvern și supuse spre ratificare Parlamentului într-un termen rezonabil. Celelalte tratate sau acorduri se aprobă, se încheie sau se ratifică în condițiile prevăzute de lege. Președintele României, la propunerea guvernului, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai României în străinătate și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. Cetățenii, reprezentanții altor state sunt acreditați pe lângă președintele României. Președintele României poate lua parte la ședințele guvernului în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării, apărarea ordinii publice, ordinii publice sau lăcerea primului ministru în alte situații. El prezidează ședințele de guvern. Poate consulta guvernul cu privire la probleme urgente și de importanță deosebită. Poate să adreseze Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale națiunii. Președintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să se exprime prin referendum voința cu privire la probleme de interes național. Totodată, președintele României, după consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură. Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament. În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a postului, președintele României numește și revocă la propunerea primului ministru pe unii membri ai guvernului, iar dacă prin remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a guvernului, președintele României va putea exercita atribuția pe care am enunțat-o mai sus, numai pe baza aprobării Parlamentului acordată la propunerea primului ministru. Președintele României nu are inițiativă legislativă. Președintele României o singură dată poate trimite legea la reexaminare sau să solicite curții constituționale să verifice constituționalitatea ei, însă în momentul în care a venit legea de la reexaminare sau după ce Curtea Constituțională a verificat constituționalitatea, președintele este obligat ca în termen de 10 zile de la primire să promulge legea, dacă nu în termen în 11-a zi de drept intră în vigoare. Poate să ceară revizuirea Constituției numai la propunerea guvernului, deci nu are acest drept. Președintele României este cel care este comandantul forțelor armate și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, putând declara starea de asediu, starea de urgență, suspendarea sau încetarea ostilităților militare, declararea mobilizării generale sau parțiale a forțelor armate, dar toate acestea supuse ulterior aprobării Parlamentului. Numai Camera Deputaților, Senatul și președintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor guvernului pentru fapte săvârșite în exercițiu funcției lor, iar dacă s-a cerut urmărirea penală, președintele poate solicita suspendarea acestora din funcție. Mai departe, președintele României poate fi suspendat din funcție de către Parlament pentru săvârșirea unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, poate fi acuzat de înaltă trădare. Președintele României este cel care desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritate absolută în Parlament. Ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor care au reprezentare parlamentară, motiv pentru care acel candidat pentru funcția de prim-ministru în termen de 10 zile se duce la Parlament cu lista guvernului și programul de guvernare, Parlamentul acordând încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. În mare, cam acestea sunt atribuțiile și rolul președintelui României. Bineînțeles, se bucură de imunitate, dar numai potrivit Constituției 72 alineatul, adică nu poate fi tras la răspundere pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Atât. Cum considerați că, pornind de la aceste dispoziții, care în mod evident nu se vor schimba
în cadrul acestor alegeri că e imposibil ca să modifici Constituția în acest timp. Ar dorea enorm de mult. Știți bine, la referendumul constituțional din 6-7 octombrie anul trecut ne-am lovit de absenteism la vot pentru modificarea unor cuvinte în articolul 48. Dar aminte să modifici în mare atribuțiile președintelui. Întreb, ținând cont de aceste dispoziții, ce puteți face? Și îl întreb întâi pe domnul Sebastian Popescu. Da, ce puteți face pentru ca să avem o altă opțiune pe plan extern, pentru ca nivelul de trai al cetățenilor să fie cu totul altul? Din punct de vedere legislativ, e clar că președintele n-a inițiativă legislativă. El, având un rol activ decât pentru a trimite legea la Curtea Constituțională pentru verificarea examinării ei în Parlament sau la Curte pentru Constituționalitate, și, mă rog, alte atribuții pe care le-am enumerat. Dați-mi voie, da, înainte de a răspunde, să vă felicit pentru detaliile pe care, practic, ați făcut un fel de poveste aproape foarte exactă, da, exact cum scrie în Constituție la prevederile, atribuțiile președintelui. Nu știu dacă mulți știu dintre candidații aceste prevederi. Au timp să le învețe. Da. Până pe data de... Eu chiar le știu și le-am studiat. Până pentru pe 10 că este normal. Presupune că ați enumerat acolo un șir mare de atribuții, de prevederi, și în baza lor președintele... Asta ce vă să mai spun, scuze, mă am una singură. Vis-a-vis de numiri. Președintele României numește în funcții publice în condițiile prevăzute de lege, acordă gradele de mareșal, de general și de amiral, acordă grațierea individuală și cam atât în ce privește numiri. Vă rog, am omis. În ciuda unor zvonuri, să spun așa, sau păreri, președintele are o putere foarte mare în România. Nu la fel ca înainte de 1989. Și cred că știți foarte bine că atunci când, sigur, s-a făcut Constituția din 1991 și apoi revizuită în 2003, au încercat să ia o parte din atribuțiile președintelui, să nu aibă foarte multe atribuții executive sau coexecutive, pentru a nu se repeta istoria cu dictator, tiranie și așa mai departe, și s-a încercat o separație a puterilor în stat, cu puteri limitate, fiecare să se controleze unele pe altele. În condițiile actuale, din punctul meu de vedere, consider că președintele României are foarte, foarte multă putere. În mod direct, care izvorăște din litera Constituției, dar și în mod indirect. Ce ați face un astfel dacă ați fi ales președinte? Din ce am spus eu până acum? Ce credeți că ar trebui făcut? În primul rând, ce n-au făcut înainte de orice, înainte de orice, știți ce aș face? Ce aș face? Aș fi un președinte constituțional. În spiritul și în litera Constituției, nimic mai mult. Îmi aș exercita cu bună credință de fiecare dată atribuțiile constituționale, ori de câte ori este nevoie, 24/24, doar pentru a rezolva problemele urgente și doar în binele cetățenilor. Niciodată nu aș pune un interes personal sau electoral înainte de orice. Nu ar exista așa ceva. Aș fi cu adevărat acel mediator care este descris în Constituție și ori de câte ori ar apărea un conflict între puterile statului și societate, mi-aș exercita... Că de-aia sunt atâtea discuții, e o atribuție. Curtea a devenit care acum... care soluționează conflictele juridice dintre autoritățile publice. Nu trebuie să se ajungă acolo. Președintele, dacă îmi permiteți o comparație, da? Cu regina Angliei, da? Că este cel mai longeviv monarh din istorie, vă închipuiți că se duce regina Angliei, apare o problemă gravă în societate care impune prezența reginei ca monarh suprem și așa mai departe, autoritate, da? Vorbim, da, primul rând de autoritate. Să îndrăznească cineva să-i spună reginei, știți, regina nu se acolo poate asta. Acolo e tradiție, noi, da, sunt monarhie, vorbim de tradiție, vorbim republică, de somptuozitate, de prestanță, de greutate a funcției. E, la fel și la președinte, da? Când vorbim de mediator, nu stă președintele efectiv acolo să certe oamenii, e vorba de prezența lui prin puterea pe care o reprezintă ca cea mai înaltă funcție în stat, cu milioane de voturi în spate, se duce președintele, îi așează la masa dialogului. Este cel mai reprezentativ. Exact. De aici ai derivă puterea absolută, uriașă, în a rezolva cu bună credință un conflict apărut în societate care are efect negativ asupra românilor. Păi vorbim acum concret. Avem doi candidați, președinte, premier.
Sâmbătă am vorbit cu un rezident care trebuia să-și dea examenul luna aceasta. Și pe bună dreptate a fost revoltată. Premierul, nu spun nume, da? Spun doar premier funcție, că nu are rost. Da. Premierul a trimis iar niște propuneri după ce a venit motivarea CCR. S-a publicat în Monitor oficial și motivarea CCR. Președintele spune să ducă premierul în Parlament. Dacă ție-ți pasă ca președinte, ca cea mai înaltă funcție în statul român, de 5.000 de rezidenți, da, am înțeles că pe care îi ții în suspan două luni de zile, nu știu ce să facă, dar efectiv sunt blocați și ei și familiile lor. Ne gândim pe verticală, pe orizontală, ce efecte are jocul ăsta, bambilicul ăsta, doar pur electoral. Îți pasă, da, dacă îți pasă de cetățeni? Care ar fi prima măsură care ați lua-o dacă ați fi ales președinte al României? La ce v-ați gândit? Sigur v-ați gândit. Da, sunt atât de multe. Nu, cea mai importantă. Cred că toate sunt foarte importante. Depinde de momentul respectiv în care eu devin președintele României, care este cea mai stringentă problemă atunci. Gândiți-vă că poate anul apare o situație specială. Prezidențiale, veți avea un guvern care nu are nicio legătură cu partidul dumneavoastră. Da, aici. La fel și o să fiu foarte, foarte concis. La celălalt candidat. Pe mine nu mă interesează culoarea politică a unui guvern. Mă uit la Constituție, ce spune? Poți să desemnezi pe partidul care are majoritate sau alianța politică care are majoritate și vine și o dovedește. Bun! Nu mai este loc de discuție aici. Bun, ați venit, l-ați propus, eu respect Constituția, voi mergeți în Parlament, primiți votul, guvernați. Da. Nu este treaba mea să fac jocuri politice, pentru că Constituția spune, chiar dacă ești membru de partid, devii nemembru de partid, încerci să te... să fii deasupra tuturor, să fii imparțial, să fii moderator, să fii cel care veghează la buna funcționare a statului român. Păi în momentul în care tu faci jocuri politice, încalci din start Constituția României. Păi n-ai voie. N-ai voie și acum care este consecința? Ai voie să ai idei, opinii, cu siguranță, care nimeni... să îmbunătățească activitativa executivă administrativă a statului și așa mai departe. Calea dialogului. Da, dar știți, calea dialogului nu la televizor să ne acuzăm unii pe alții. Cu ușile închise. Am o problemă. Bun. Am primit o propunere de ministru. Spune Constituția. Da. Poate consulta guvernul cu privire la probleme urgente și de importanță. Consultăm pe căi oficiale diplomatice. Nu ne punem poalele în cap. Scuzați-mi expresia. Indiferent cine este premierul, vine o propunere. Doamna premier, domnul premier, am primit propunerea noastră. Vă invit să discutăm. Eu consider că este o problemă. Din următorul punct de vedere, v-aș ruga să, dacă e situație, da, v-aș ruga să propuneți pe altcineva. Dar nu stau 3 săptămâni, 5 luni, 10 ani și încă un lucru. Dacă în Constituție spune că deciziile CCR sunt obligatorii pentru toată lumea, nu mai stai la discuții, indiferent cine ești, le respecti în tocmai... Știe că n-are o sancțiune. Păi nu, aici este vorba de reaua credință. Da? Pentru că dacă faci așa ceva doar în scop electoral, iertați-mă, nu mai merit nici măcar un vot din partea nimănui. Nu ai ce să cauți în această funcție înaltă de demnitate în statul român. Pur și simplu, indiferent cum te numești. Așa ceva este de nepermis și nu sunt de acord, indiferent despre cine a fi vorba. Nu te joci pentru că... Știi ce se întâmplă? Legale. Știi ce mesaj transmis tu din vârful țării? Că nu dai tu bani pe acea instituție. Că tu respecti ce vrei, când vrei, cum vrei. Și că nimeni nu are ce să-ți facă. E foarte periculos să te joci să discreditezi o instituție a statului român, pentru că se presupune că suntem democrați în care stat democratic în care funcționează separația puterilor în stat. Păi cum funcționează când tu faci ce vrei, când vrei și cum vrei și nu pățești nimic? Asta a transmis mesajul românilor. Fraților, respectați ce vreți, când vreți, cum vreți, descurcați-vă, nu contează, nu pățești nimic. Nu e în regulă. Mergem mai departe. Bogdan Stanoievici, ce ai face în urma alegerilor din 10 și 24 noiembrie, validat apoi de Curtea Constituțională, ești ales președintele României, ce măsuri ai de gând să iei de, în mod evident, după ce depui jurământul, dar și ca idei de perspectivă. Sunt convins că ai în plan asemenea momente. Un președinte, un lider, un șef de stat, trebuie să fie un vizionar în sensul că trebuie să aibă viziune, nu trebuie să fie doar un visător, să aibă o viziune pe termen mediu și lung. Trebuie să fie în permanent contact cu oamenii cei mulți,
și să fie înconjurat de o echipă de profesioniști, pentru că nimeni nu le poate ști pe toate. Exact. Și nici nu e bine ca cineva să creadă că le știe pe toate și noi să suferim consecințele. Deci, pentru a vedea lucrurile în ansamblul lor, trebuie văzute, deci, în timp. Și anume, ce urmează după alegerea președintelui? Urmează alegeri locale și parlamentare. Pentru a putea face ca instituția România, acasă asta, România, să funcționeze, trebuie ca toate instituțiile să cânte la unison. Și nu există decât un singur dirijor, și acela este președintele. Prin ceea ce reprezintă și prin forța pe care i-o dă votul popular. Că de aici pleacă totul. E foarte important, zic eu, un președinte, bine, e destul de greu să ajungem acolo, dar nu e imposibil să fie independent, să n-aibă obligații față de un partid din spate. Exact. Cum nici el nu are, pentru că e un partid mic. Și chiar dacă ai un partid în spate care te-a propulsat acolo, tu să-ți respecti regula independenței, imparțialității, dacă tu vrei binele acestei țări, dacă te-ai dus acolo să faci jocurile lui X și lui Y, da. Ce să mai discutăm? Știm cu toții că asta o constatăm mai ales în ultimii 5, 6, 10 ani, că totul este un permanent aranjament și o permanentă negociere la masa verde. M-a amuzat chiar când președintele a ieșit un video cu președintele încă al României, care vorbea înainte să fie președinte despre cum au loc alegerile în România și cum este ales președintele în România. Și acest domn, profesor, spunea cu gura lui, ca un băiat mare, că în România nu poporul alege președintele, ci aranjamentele și negocierile făcute la masa verde. Cred că este primul adevăr pe care îl spune despre domnia sa. Să sperăm că nu e așa. Lucrurile nu sunt chiar așa. Da, corect. Așa, deci, pentru a face ca lucrurile să funcționeze, în primul rând, trebuie să știm ce fel de republică suntem noi. Suntem o republică parlamentară sau suntem o republică prezidențială sau semi-prezidențială? Noi ne numim a fi o republică semi-prezidențială, dar nu suntem. Ca să înțeleagă toată lumea, o republică... E Franța. Franța este republică. E republică semi-prezidențială. Dacă ar fi Republica România semi-prezidențială, ar fi ca Franța. Sunt niște reguli. Suntem? Deci, nu suntem ce înseamnă o republică parlamentară? Este cum e Italia, cum e Austria, înseamnă că parlamentul numește președinte. Deci președintele este doar o imagine, cu puteri extrem de limitate. Ce înseamnă o republică prezidențială? Avem Rusia, avem Statele Unite, înseamnă că președintele este un factotum cu drept de veto. Cum ar fi dacă am lua de la aceste sisteme, că de aia se numește semiprezidențială, este undeva la mijloc, adică există puterea legislativă, există puterea parlamentară, puterea executivă și există puterea prezidențială. Deci asta presupune ca președintele să aibă mult mai multe pârghii la dispoziție. Pentru a ajunge la asta, trebuie modificată în mod drastic și structural Constituția României, care, așa cum spuneai, atunci când a fost făcută, temându-se de cei 50 de ani de comunism, înțelepții momentului și cu șmecherii momentului, să nu uităm ce a spus Churchill, că politica a apărut în ziua în care primul, alții spun că Voltaire a spus-o, Churchill a preluat-o atunci, politica a apărut în ziua în care primul șmecher s-a întâlnit cu primul fraier. Ei, atunci când Constituția a fost făcută și refăcută, au fost clar capetele luminate, dar au fost și șmecherii. Și s-a făcut într-un context. Acel context nu mai este valabil. Da, nu mai Constituția trebuie schimbată în corect. Mod radical. Corect, da. După care, pentru a putea construi, pentru că asta trebuie să facă un președinte, nu numai să fie un arbitru imparțial, ori atunci când aparții unui partid, ești obligat să ții cont de partidul acela. Ai datorii, cel puțin morale, dacă nu și altfel de datorii, față de partid. De aceea trebuie să fii independent, ca să poți să faci echilibru, ca să poți să-i aduni pe toți în jurul mesei și să discuți, așa cum foarte just spuneai, problemele importante ale țării, nu ale lui X, Y sau nu știu cum cărui partid. Cum vezi relația cu românii din diaspora? Imediat, ca să termin relația cu Parlamentul, vor trebui stabilite criterii foarte precise pentru a
putea deveni parlamentar. Și aceste criterii trebuie să țină cont exact de ce înseamnă referendumul. Referendumul în România sunt două feluri de referendumuri. Jonglăm pe acest cuvânt. Este referendumul consultativ și referendumul decizional. Noi nu îl folosim niciodată. Îl folosim pe cel consultativ. De aceea, referendumul din 2009 nu și-a găsit încă aplicarea într-un parlament unicameral cu 300 de membri. Da. Ei bine, criteriile pe baza cărora se va intra în parlament vor trebui să țină cont de ceea ce vrem să facem cu această țară. Primul lucru, să facem curățenie, să depolitizez eu, ca președinte, tot ce înseamnă structurile statului. Structurile, indiferent că sunt structuri de forță, administrative și așa mai departe. Administrația trebuie centralizată pentru a elimina șpaga și toate afacerile care se fac pe bani de la portar până la ministru și așa mai departe. În momentul în care, de altfel, e o obligație de informatizare și de centralizare, frica de jandarm, cum se spune, trebuie să revină la ordinea zilei, nu frica de jandarmul care te va lovi cu sau fără drept, dar frica de jandarm în sensul că există o lege care trebuie aplicată. Dacă nu aplici legea, vei suferi rigorile legii. Și așa mai departe. Deci e un drum întreg care trebuie făcut și președintele României din acest an, adică eu, succes. Va trebui să profite, în sensul bun al cuvântului, de faptul că are această funcție exact înaintea alegerilor de la anul și altfel va putea să impună criterii, iar oamenii cei mulți care vor vota vor ține cont de acele criterii pe care cei ce vor candida vor trebui să le respecte. Ăsta este drumul. Altfel, ne învârtim în jurul cozii. Un președinte este cel în jurul căruia trebuie să se adune interesele țării. Un minut fiecare să-mi spună de ce ar trebui cetățenii români cu drept de vot să voteze Sebastian Popescu. Dacă v-ați săturat de promisiuni, deșarte și minciuni gogonate după 30 de ani de democrație în care ați avut răbdare și i-ați votat de fiecare dată, dacă vreți cu adevărat o schimbare la care să fiți și voi parte, vă rog, fiți alături de mine, Sebastian Popescu, cel mai tânăr candidat în istoria alegerilor prezidențiale din România, și împreună să ne unim forțele și să ne punem la oaltă cunoștințele și să dorim cu adevărat binele acestei țări numită România. Bogdan Stanoievici. Am inițiat deja ceea ce eu numesc sfatul țării, legătura dintre președinte și oamenii cei mulți. Pe baza acestui sfat al țării am conceput programul pe educație, pe învățământ, pe justiție. Și tot în acest sfat al țării care a început să funcționeze, din aceste consultări între mine și oamenii cei mulți, a apărut și sloganul campaniei, sloganul meu în această campanie, care este foarte simplu. România din nou acasă. Pentru că acest acasă, cum spuneam la început, înseamnă foarte, foarte mult. Acasă este aici la noi unde noi trăim, acasă este și pentru cei ce sunt în străinătate și vor să vină la ei acasă. Deci acasă, la noi, în România mea și a ta și a noastră, trebuie să facem în așa fel încât să ne fie nouă bine și să ne preocupăm de noi și de această țară noastră. România din nou acasă. Da. Ținând cont că începe campania electorală în data de 12 octombrie, se termină în data de 9 noiembrie, ora 7, eu le doresc candidaților prezenți la mine în platou în această seară mult succes și ne vedem lunea viitoare la aceeași oră. Bună seara, mulțumesc pentru faptul că ați fost prezent la emisiune. Încă o dată, mulțumesc succes și multă sănătate. Bună seara, ne vedem lunea viitoare la aceeași oră. Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, emisiunea din care aflați cum să trăiți mai natural, mai sănătos, mai fericiți, alături de toți cei dragi inimii dumneavoastră. Alături de mine, Victor, doctor, profesor Gheorghe Mencinicovski
Și domnul părinte Adrian Singurov, le mulțumim foarte mult. I-am invitat pentru că tema este arzătoare. Cu toții ținem la copiii noștri, ținem la familiile noastre. De foarte multă vreme deja începem să discutăm de o apocalipsă alimentară, o apocalipsă tehnologică. Totuși, lucrurile astea, pe de altă parte, suntem foarte încântați, suntem împrejurați de tot ce înseamnă tehnologie, nu ne mai putem lipsi de laptop, de telefon, de tablete, de Wi-Fi, de... Așa funcționăm, nici n-ar mai exista, cred că 90% din serviciile noastre nu ar mai exista. Copiii noștri sunt foarte, foarte încântați de toate aceste dispozitive și, bineînțeles, dacă vrem să ne punem rău cu ei, dacă vrem să intrăm în război, este de ajuns să le solicităm să lase deoparte dispozitivele acestea noi pe care le au și deja avem o mare problemă dacă le solicităm asta. Deci noi suntem cel mai mare rău posibil dacă le cerem treaba asta. Ideea este că toate aceste lucruri care vin în viața noastră și în aparență ne aduc un plus de confort, de entertainment, de distracție, de reconfortare, de cunoaștere, este exact ca o monedă care are față și revers. Invitații de astăzi vin să puncteze și fața și reversul, atât din punct de vedere academic, științific, totul, de la tot ce înseamnă chimie, bioalimentar, genetică, ce se petrece de fapt în viața noastră prin intermediul alimentației. Și atenție, nu e vorba doar de nutriție. Pe noi ne interesează foarte mult calitatea reală a vieții noastre, starea noastră de sănătate, nu doar fizică. Cum vă simțiți dumneavoastră? Vă simțiți plini de energie, liberi interior, luciți la minte, cu claritate în decizii, vă sculați reconfortați, sunteți răbdători unii cu ceilalți? Copiii dumneavoastră cum sunt? Sunt ei cu capacitate de învățare rapidă? Sunt fericiți, sunt bucuroși, sunt calmi? Au o structură fizică armonioasă? Ce este cu această apocalipsă chiar digitală? Unii numesc îngerul tehnologic sau demonul digital sau în toate felurile. Și ce se ascunde de fapt? Ce legătură are cu avertismentele care sunt date de atâta timp în Biblie? Ce legătură are cu acest număr 666? De ce apare el în codul de bare? Peste tot, de la acte de identitate până la tot ceea ce cumpărăm, la nivel de frecvențe, modul în care se calibrează anumite frecvențe pentru ceea ce noi utilizăm. De ce sunt aceste avertismente vis-a-vis de această fiară? Fiară, a doua fiară. E foarte interesant. Ce fel de fiară este aceasta a doua fiară? Ar putea să fie o fiară digitală? Că și lucrurile astea sunt cam niște mici fiare. Și cu cât spui că e o fiară mai avansată, cu atâta un copil o vrea. Vrea fiara. Domnul doctor Mencinicovski, dumneavoastră ați putut să analizați, aveți și o vârstă și ați putut să vedeți toate tranzițiile astea și chiar să gustați și să simțiți în ființa dumneavoastră de la nivel alimentar. Ce ni se servește? Ce găsim în magazine? Vedeți, oamenii au totală încredere. Doamne, dacă este pe raft, nu este clar că este bun, eu nu mă uit decât la preț, adică ceva care să-mi pot permite, să-mi pot conveni, să fie mai bun pentru copilul meu. Nici nu-mi pun vreo problemă că acolo e ceva care eu trebuie să mă feresc. E avizat, e verificat. Da, asta face statul. Deci nu trebuie să mă gândesc eu. Exact. Eu mă uit numai la preț și la ce vrea copilul, ce vrea nevasta. Care e părerea dumneavoastră că ați trecut prin timp, ați văzut toate lucrurile astea? Părerea mea este că putem avea încredere dar în noi înșine. Și de aceea întotdeauna îndemn să citim etichetele.
Simplul fapt că un aliment se află pe raft nu ne garantează că el ne dă și nutrienții de care avem nevoie. Non-nutrienții de care avem nevoie, adică dacă este și hrănitor. Ba mai mult, alimentele sunt astăzi concepute după o tehnică care se cheamă neuromarketing și care fac ca alimentele să fie în așa fel concepute încât să subțin, să conțină substanțe care creează dependență. Alimentele adică sunt adictive. Adică ni se vând semi sau droguri legale? Da. Alimentele au devenit, unele dintre ele sunt droguri, cum spuneți dumneavoastră, legale. Și să vă dau numai un exemplu de mod în care se creează această dependență. Glutamatul monosodic. Poate mulți au auzit de această substanță, de acest aditiv alimentar sau E, cum vreți să-l denumiți dumneavoastră, care creează dependență. Glutamatul este un neurotransmițător foarte important în creierul nostru. În momentul în care introducem glutamatul acesta monosodic și care este o substanță chiar așa se numește, de sapiditate, de întărirea gustului și aromei, alimentele devin irezistibile. Uneori eu glumesc și spun, dacă am avea două alimente în două farfurii, spre exemplu, într-o farfurie, să spun că am un aliment sănătos. Iată o carne nu foarte slabă, că nu trebuie să fie slabă, să conțină și grăsime naturală, pregătită la grătar, așa cum se cade, deci o friptură la grătar și în cealaltă presupunem că avem niște paie. Punem pe aceste paie glutamat monosodic și o să preferați paiele în favoarea friturii. Deci atât de adictive sunt aceste substanțe. Apoi, sunt îndulcitori. Îndulcitori artificiali de sinteză, care de asemenea fac alimentele nespus de savuroase, dar nesănătoase. Avem de-a face cu coloranți chimici de sinteză, azoici, care în final contribuie și ei la explozia de cancere care există astăzi. Avem conservanți care și ei contribuie la ceea ce se cheamă disbioză. Disbioza este o tulburare a echilibrului microflorei special din colon și care are, dacă vreți, reverberații foarte puternice asupra mentalului nostru, a stării de bine. Iată că, pe de o parte, creează dependență alimentele, pe de altă parte, acestea procesate industrial, excesiv, iar pe de altă parte, ne modifică, sigur, simpla dependență înseamnă că ne modifică comportamentul și modul nostru de a gândi. Dar ne modifică comportamentul nostru, gândirea noastră. Vă dau un alt exemplu. Să vorbim despre glutenul din grâul modern. Este un grâu hexaploid, care nu a existat. Mai ales în România, după anii 90 s-a introdus grâul acesta pitic. În structura glutenului acestui grâu există niște peptide care sunt alergene și toxice și cresc riscul de apariție a ceea ce se cheamă intoleranță la gluten, boală celiacă. Boala celiacă se manifestă sub sute și sute de forme subiective, de la depresie și până la schizofrenie. Deci iată un aliment care te poate îmbolnăvi nu numai somatic, fizic, dar și psihic. Și ce să mai spunem, vorbind de ceea ce spuneați și dumneavoastră, cu această utilizare adictivă a device-urilor, smartphone și ce mai vreți dumneavoastră, astăzi se descrie o boală care se cheamă, dacă vreți, demența digitală. Demența digitală. Da. Deci este șocant când auzi așa ceva. Da. Iar demența digitală are, dacă vreți, o manifestare destul de comună pe care o putem regăsi și recunoaște, din păcate, poate în mulți tineri de astăzi, smombi. Smombi este acel comportament în care, folosind un smartphone, ești rupt de realitate, intri cu capul în tramvai, cazi în groapă, practic treci în altă lume. Tineretul, din păcate, și sper că vor fi din ce în ce mai puțin, nu mai mulți, care vor dori să trăiască în lumea reală, în lumea creată, atât de perfectă și nu într-o lume virtuală creată de om.
De altfel, eu am scris o carte care tratează și din punct de vedere teologic alimentul, alimentația, nutriția. Și spun așa, putem împărți în două mari categorii alimentele. Alimente naturale integrale, care conțin informația. Că, știți, alimentele sunt celule, țesuturi de plante și animale pe care noi le mâncăm. Fiecare celulă vie de pe pământul ăsta are informația genetică. Informația genetică, după mine, este o informație transcendentă. Deci este introdusă acolo de creator și mai mult decât atât, această informație transcendentă este, așa cum îmi place mie să spun, este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul absolut. Alimentele din cealaltă categorie sunt alimente culturale. Nu le putem găsi în natură. Ați văzut biscuiți în copaci? Creăm vârși pe sub pământ? Niciodată. Sunt creația minții noastre, a culturii noastre. Dar ele conțin cuvântul omului, care este cuvântul relativ, plin de minciună. Chiar a apărut acum câțiva ani în urmă un tratat în Germania de un distins cercetător și care se intitula Minciuna din alimente. Începusem să vă spun. Minciuna din alimente începe cu crearea gustului, aromei, savoarei, palatabilității, texturii artificiale, care nu există într-un aliment natural. Și o să spuneți, păi ce dacă? E foarte bun la gust, da? La aromă, că aromele astea, ați văzut, artificiale sunt și culorile mult mai puternice decât cele naturale. Sunt brutale de-a dreptul. Și dacă ai face o pauză, să nu mănânci un timp alimentele astea și să mănânci alimente naturale, fructe naturale, spre exemplu, când ai dori să consumi un aliment cu arome artificiale, imediat ai simți că e ceva în neregulă. Dar se dorește ca să nu mai avem nici repere naturale. Da? Noi mai cunoaștem gustul autentic, natural, al, spre exemplu, roșiei, care este soi stabil, inimă de bou se cheamă. Dar tinerii nu mai cunosc acest gust. Ei cred că gustul normal al roșiei este acesta pe care, nu, de cel mai multe ori îl cunoaștem, mă rog, o roșie mai mult lemnoasă, fără aromă, fără gust și fără nutrienți. Apropo de ceea ce spuneți, chiar mai e o latură, că ați vorbit de influența aceasta pe care alimentele încep să aibă și la nivel psihic, și la nivel mental, și la nivel de tendințe de personalitate, atât mai ales la copii, femei, gravide, dar chiar și la noi, ca oameni în toată firea. Cum intervin părțile acestea, ne-am dezbătut în emisiunile trecute, subiecte legate de fungi și paraziți și de neurotoxinele și de modul în care ne schimbă efectiv comportamentul de gândire. Deci noi, de fapt, nu ne mai aparținem, nu mai suntem noi. Deciziile, trăirile noastre, alegerile noastre, atracțiile noastre sunt, de fapt, niște chestiuni care încep să intre sub un semn de întrebare că aparțin cuiva care pare insignifiant pentru noi, adică atât de mic, atât cum să poată să existe această influență. Vă rog să ne spuneți două, trei. Din păcate, aveți dreptate și aici. Așa cum ați avut dreptate, simplu fapt că un aliment există pe raft nu înseamnă că el este și sigur din punct de vedere nutrițional. Din punct de vedere al inocuității, s-ar putea să fie sigur, adică să nu fie contaminat. Dar din punct de vedere al calității nutriționale, niciodată nu ne poate garanta raftul că alimentul acela este sănătos. Vreau să vă spun că alimentele pot fi contaminate cu 64 de specii de viermi diferite. 64 de specii de viermi diferite. Și doar viermi. Doar viermi. Nu vorbim, spre exemplu, de fungi, bacterii, de fungi, bacterii, de alge, da? Așa. Dar viermi. Cum ne influențează? Ok, sunt acolo. Cum ne influențează? Bun, hai să dăm un exemplu. Trichinella spiralis. Mulți am auzit că uneori carnea de porc poate fi infestată. Ăsta este termenul pentru viermi. Infectată este pentru virusuri și bacterii. Deci carnea este infestată cu acest vierme care formează niște chisturi și dacă nu o tratăm termic cum trebuie sau mai nou, iată acest dispozitiv care generează
un oxidant extrem de puternic. Și care este tehnologie spațială? Această tehnologie care este înglobată în acest aparat este adusă de domnul Dumitru Plunaru, cosmonautul nostru. Deci, dacă am avea o carne contaminată cu trichinela și am pune-o, să spunem, în apă și am pornit acest aparat, ceea ce el generează ar distruge acest vierme care este extrem de periculos. În momentul în care ai mâncat carne cu trichinela, aceasta se poate insinua, poate, se poate dezvolta și închista în creier. Ori mori, ori rămâi cu sechele deosebit de grave. Ce ar simți oamenii? Ce trăire ar avea? Ce tendințe psihice în momentul în care sunt... În cazul acesta, trăirile pot fi foarte scurte, că te îmbolnăvești și mori, da? Sau ar putea fi de lungă durată. Cunosc personal cazuri în care trichinela, spre exemplu, s-a localizat și s-a închistat în cerebel, în creierul mic. Și acele persoane, toată viața lor, cât mai trăiesc, după ce au scăpat de acest incident grav, nu mai pot să-ți mențină echilibru. Pur și simplu, persoanele respective, pot fi femei, merg așa ca și cum ar fi turmentate, bete. Vă dați seama ce trăire are o astfel de persoană? Care nu mai poate să-și țină echilibru și care poate să aibă pareze faciale, adică însă și lucrul este unul îngrozitor, dacă vreți. Și pentru tine când te vezi în oglindă și pentru cei din jurul tău. Dar am mai putea să... ați auzit de vermele Anisakis? Așa. Acest vierme practic parazitează heringul, parazitează și somonul, uneori și tonul. Dacă consuma Anisakis, care a pătruns, dacă n-a fost peștele viscerat imediat, pătrunde musculatură. Și sigur că acolo musculatură, el nu se mai dezvoltă. Sigur că de aceea e bine să tratăm peștele, că nu știm ce zestre patologică poartă, nu? Aveam la dispoziție tot acest aparat care pe mine m-a încântat pentru că am înțeles mecanismul care funcționează și este un, cum să vă spun, un mecanism științific, un mecanism logic care sigur că respectă regulile fizice ale biologiei, biochimiei. Și spuneam că ingerând acest pește contaminat poți să ai probleme mari datorită toxinelor care există acolo, inclusiv psihologice. Pe lângă dureri de abdomen, scaune uneori sanguinolente, dar îți modifică modul de a te comporta și a gândi. Și nu știi de ce. Spre exemplu, nu? Există chiar o diferențiere între cât de puternic e influențat un copil față de un om adult? Față de... Sigur că noi suntem unicate. Copilul, vreau să repet, nu este un adult în miniatură. El este un adult în devenire și el este întotdeauna mult mai sensibil la astfel de agresiuni biologice, să spunem, da, decât un adult sănătos. Persoanele care sunt imunosupresate, să zicem cu SIDA, dar nu numai. Foarte mulți oameni astăzi suferă de depresia sistemului imunitar și apar tot felul de boli care se manifestă în sfera psihicului, pornind din disbioza din colon, deci din burtă. Ba mai mult, acum câțiva ani, s-a ajuns la concluzia, care este certă acum, că noi avem și un al doilea creier. Al doilea creier se află în abdomen, în burtă, creierul din burtă, care are cam la 300 de milioane de neuroni, cât un creier de pisică, dar care este extraordinar de important pentru că acest creier din burtă comunică cu creierul din țeastă prin cel mai mare nerv din corpul nostru. Se cheamă nervul vag. Și dacă avem alterate funcțiile intestinale, de digestie, funcția ficatului, nu vă mai spun, de la ficatul gras, ceea ce astăzi se întâmplă la foarte mulți oameni și se cheamă steatoză hepatică non-alcoolică și care apare de la alimentele nesănătoase. Astăzi alimentele conțin o cantitate foarte mare de fructoză care nu provine din fructe,
Și se știe astăzi că fructoza în ficat, care nu poate preluca mai mult decât câteva grame de fructoză pe zi, așa se transformă în trigliceride care fac ficatul gras. Steatoza hepatică non-alcoolică și de aici încep diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Nu de la carnea grasă și de la grăsimile naturale, sănătoase, crude. Iată de la zahară. Și iată cum ne influențează, dacă vreți, tot comportamentul, toată activitatea cerebrală, activitatea nervoasă superioară. Deci psihicul și comportamentul nostru. O să-l rog și pe domnul părinte, pentru că a punctat extraordinar, ne-a cutremurat, apropo de nervul vag și de modul cum helicobacterii pylorum influențează. Vă rog să mai spuneți încă o dată, ca lumea să înțeleagă mecanismul și chiar domnul doctor să confirm cum lucrează, cum este cu putință ca de fapt alegerile noastre de să fim dresați exact cum e dresat un cal, că ai biciul în mână și hățurile și o ia în direcția în care vrea. Cum adică deciziile, trăirile mele nu mi-aparțin sau ale copiilor noștri sau ale... Cum este? Dacă îmi permiteți doar o mică intervenție și să mă scuze părintele, eu chiar spun că mâncăm cum gândim și gândim cum mâncăm. Extraordinar! Extraordinar! Vă rog, domnul părinte. Adevăr este... E foarte grav. Tot ce se întâmplă acum este grav de fapt pentru faptul că așa de târziu ne-am dat seama și ne trezim foarte târziu, după milenii, de mii de ani, oamenii spun același lucru. Hristos, înainte de a merge la propovăduire, s-a retras în pustie, în carantania și a ținut post negru, sau total, sau aspru, că negru, acum toți se feresc, negru, asemănă cu altceva. 40 de zile, deci 40 de zile post negru în care oamenii nu, Hristos nu a mâncat, nu a băut nimica, dar în ce fel? Și-a retras toate simțurile. N-a mai, nu vorbim doar nu a mânca. În timp ce se ruga, el nu mai simțea nimic, nici nu vedea, nici nu auzea, nici simțul tactil nu avea, toate se retrăsese, fiindcă asta înseamnă adevărat post negru. Practic s-a decuplat la această realitate. Dacă ne gândim în felul acesta, noi n-am putea mai mult postul ăsta ținut de câteva, eu știu, secunde sau minute, oameni exersați. Dar de aici a pornit tocmai faptul că Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Cine mi-o urmează mie va umbla în lumină și practic și-a declarat divinitatea și puterea. Dat-mi însă toată puterea în cer și pe pământ. Practic am învins această entitate planetară care a și venit să-l ispitească după 40 de zile, zicându-i, vezi toate câte sunt, în jur, că l-a dus pe un vârf de munte la asta, la final. Toate mi-aparțin mie. Dacă mi te închin mie, toate acestea le vei avea. Nu putea să mintă pe Hristos. Vă dați seama că când spune la nivelul acesta cineva tot ceea ce vezi mi-aparține, dacă tu mi te închini, ți le dau, la acel nivel nu poți să păcălești pe cineva. Deci, într-adevăr, chiar îi aparțineau. Și în altă parte, Hristos spunea că va veni stăpânitorul lumii acesteia. Deci exista un stăpânitor acestei lumi. Stăpânitorul acestei lumi, înțelegând în altă parte unde spune care e numele tău, legiune, pentru că mai mulți erau cei care conțineau această entitate. Această entitate, să știți, a fost cunoscută de foarte mult timp. De curând, Castaneda a scris despre asta. Există și un film... Los Fidante, care eu l-am recomandat de foarte multe ori, transcriptul măcar dacă îl citești este îngrozitor, sunt luate din mai multe lucrări, de la antici până la actuali psihologi, oameni de știință, toți vorbesc de această entitate care nu numai că ne cuprinde nouă în mod cuantic mintea rațională și că o dirigează, practic acea entitate gândește în locul nostru și totul este cuantic și există un entanglament în acest conștiință planetară, nouă sferă, cum spunea Ilie Bădescu, dar această entitate, vedeți noastră, e infiltrată în rațiunea omului și gândește interconectat cu toate creierele noastre. Nu este numai atât, pentru că acea entitate nu înțelege dacă este doar în afară. Niciodată n-a existat în afară. Ei se află în fiecare ființă vie de pe pământ.
se află microbiomul descoperit de Joshua Lederberg, v-am zis, 33 de ani, a fost un geniu, a luat premiul Nobel la 33 de ani descoperind această entitate, microbiom, practic, și fulgi de nea, cei frumoși fulgi de nea se realizează în atmosferă, în jurul unui microb. Deci microbi în atmosferă, în pământ, în apă, în plante, în oameni, peste tot. Problema e că a devenit inteligent, a devenit o inteligență, o conștiință colectivă. Acești microbi sunt extrem de inteligenți, sunt de peste 2 miliarde de jumate pe pământ, așa cum a fost descoperit tardigrada, o așa numit ursul de apă, care este indestructibil, stă în... Deci în 2007 abia l-au descoperit și s-au dus cu el în sat, într-o, pe, exact de unde este imunocubul, în, pe stația orbitală. Și l-au expus radiațiilor, n-a pățit nimic. Singurul lucru, într-adevăr, care l-a afectat a fost acest ozon care el corespunde, să știți, ozonul acesta, este așa, sunt multe ozonificatoare, dar ozonul acesta este exact, imită perfect fulgerele din atmosferă. Cumva a intrat în stare de cristalide, l-a închis. Acest tardigrad are un sistem foarte interesant. Când este expus unor factori de stres foarte puternici și își creează o cochilie ca de diamant, de structură diamantină, care nu poate fi distrusă, pentru că s-au descoperit tardigrade sub plăci tectonice, în lavă, și erau perfect funcționale după ce au fost, sau în 20 de ani rezistă fără oxigen, fără apă, dar își închid total într-o cochilie. Deci ca să înțelegem până unde poate să ducă acești microbi și inteligența lor. Problema e că cum Hristos a scăpat de această entitate? Nemai hrănind, sub nicio formă, decuplându-se de la lumea aceasta, nemai hrănind, redobândindu-și independența, ce înseamnă independență spirituală? Capacitatea de a te hrăni și cu cuvântul, ce spune Dumnezeu? Că omul nu numai cu pâine, ci și cu cuvântul care este în gura Dumnezeu se hrănește. Asta este un lucru foarte inteligent. Să știți că a apărut în ultima vreme multe lucrări care îmbină știința cu religia, cum ar fi Diarmaid Omurciu în teologia cuantică sau neuroteologia lui Andrew Newberg. Toate vorbesc despre această legătură între conexiunile neuronale și lumea înconjurătoare, faptul că tot ce este în jurul nostru este o proiecție a minții noastre. Dacă mintea noastră e cumva, noi putem spune că a posedată, în altă parte putem spune că este infestată cu paraziți. Să știți că nu există nicio diferență între infestarea cu paraziți și posesia demonică a omului. Nicio diferență. Ce se face în cazul posesiilor? Cum suntem noi învățați? Post negru, omul care are probleme, post negru, exorcistul, preotul sau cum este acum, sunt și persoane civile în Biserica Catolică, care fac această exorcizare. În momentul în care cuvântul rostit este fiind purtător de energie electromagnetică și informațională, toată forță care este prin cuvântul, prin sunetul transmis, modulat într-un anumit fel de către operator, preot sau exorcist, împreună cu postul, simultan postul care se ține de cei doi, îi scoate afară acea entitate. Dar acea entitate este decât numai conștiința acelui parazit. El, ca și parazit, ca formă, ca ou, ca larvă, rămâne în corpul omului. De aceea trebuie scos. De aceea durează mult această exorcizare, poate să dureze ani de zile. Ce se mai știe despre nervul vag? O chestie foarte interesantă, faptul că prin 2012 abia proiectul Metahit a descoperit faptul că noi suntem compatibili între noi, nu după grupele sanguine, ci după enterotipuri, trei enterotipuri. Deci, ca să ne înțelegem foarte bine, noi ne întâlnim și avem un cup de fudră și simțim fluturi în stomac. Dacă știți, este expresia cunoscută, de ce nu se spune de fluturi în minte, unde e conștiința sau în inimă, unde se presupune că este iubirea? Nu, în stomac, exact de acolo simți tu că te-ai îndrăgostit. Unde se află întronizat Maria sa Helicobacter pylori, care se pare că a ajuns să intercepteze acest nerv vag. Și toată lumea știe că acești hormoni sunt secretați de către glandele endocrine. E ceva cunoscut, e ceva simplu, banal, învățăm în școală elementară. Dar ca să descoperi faptul că un parazit
o bacterie mai precis sintetizează cortizolul și serotonina, care sunt hormoni, și injectează în nervul vag ca să-ți creeze stări modificate de conștiință. Practic, ce fac acești? Nu mai poți să spui că sunt bacterii, sunt ființe inteligente. Ce fac? Ei practic ne dresează. Ne dresează și ne face să luăm în stânga sau în dreapta, să ne influențeze stări de conștiință, ne creează o a doua natură, un obicei, ne creează o personalitate falsă, bineînțeles, dar ei influențează această personalitate. Ca să ne înțelegem de ce uneori, și v-am mai zis, sistemul juridic american are această chestie cu oamenii sunt, pot fi salvați de avocați foarte bine plătiți, așa numită nebunie temporară. Sigur că da, nebunie temporară. Omul nu e nebun, dar a fost o nebunie temporară. Pentru că acești paraziți poate să-ți declanșeze stări de care tu nu mai poți fi responsabil, nu poți să-i controlezi. Deci sunt atât de puternice tendințele încât omul e luat de valca de un tsunami. Da. Domn doctor, ce spuneți? Păi, uitați, v-aș da un exemplu din lumea sălbatică, naturală, da? S-a descoperit, spre exemplu, că un vierme parazitează un fel de lăcustă și se dezvoltă acolo, dar faza lui finală nu este lăcusta aceasta, ci este, spre exemplu, o broscuță sau un pește, mai degrabă, dintr-un lac. Ce face? Se insinuează, îi modifică comportamentul și îl face pe o face pe acea lăcustă să se arunce în apă, să se sinucidă. Atunci el iese din lăcusta aceasta și intră în parazitează gazda finală, cum se cheamă, și ajunge adult. Iată un exemplu din natură care arată foarte clar că anumite entități biologice, vorbim acum de vierm, da, modifică comportamentul, voința. Deci, împotriva voinței lui, acea insectă, acea lăcustă se sinucide, se aruncă în apă ca viermele să-și poată să-și continue ciclul biologic. Dar eu vreau să mai remarc ceva. Omul este o ființă cu totul deosebită față de celelalte viețuitoare de pe pământ. De ce spun lucrul ăsta? Nu, când vorbim de om, vorbim despre inteligența rațională, IQ. IQ nu face doi bani dacă nu ai inteligență emoțională. Pentru că ești autist. Dacă nu ai și inteligență emoțională, nu te poți acomoda cu ambientul, nu poți să socializezi, da? Dar ceea ce îl deosebește cu adevărat pe om de cealaltă ființă este inteligența spirituală. Și s-a descoperit că orice om, din cea mai izolată, să-i spunem așa, civilizație, dintr-un trib găsit acum în Mato Grosso, are sentimentul acesta de credință. El crede, se deosebire de, mai știți vreo ființă care are inteligență spirituală? Ce îi lipsește astăzi omului modern să fie om? Tocmai inteligența spirituală. Cine este atacat astăzi? Cine? Familia. Observați. Religia. De ce oare sunt ținte? Pentru că astea creează societatea normală. Societatea care poate să ducă mai departe specia. Altfel, specia asta, Homo sapiens sapiens, este destinată autodistrugerii. Foarte important este ca omul să supraviețuiască sieși. Deci, înainte de a supraviețui unor cataclisme, noi am putea să dispărem ca specie datorită a faptului că nu ne vom putea, dacă asta va fi soarta speciei umane, să ne supraviețuim nouă înșine. Într-una din emisiunile trecute chiar ne-ați făcut o referință șocantă la modul cum au dispărut o specie de pești dintr-un lac și legătura asta cu bifenilii policlorinați și alte chestiuni care în doze mici foarte schimbă mici hormonii interior. Da, da. Și mie mi-a plăcut foarte mult abordarea părintelui și chiar m-a surprins. Să știți că ființele vii, entitățile biologice, sunt entități cuantice. Dumneavoastră știți în codul nostru genetic cum este
codată informația genetică care este transcendentă, eu spun clar. Cine ar fi putut să introducă atâta informație cât nu știu cât, cât o bibliotecă imensă în hardul nostru, să luăm ADN-ul, da? Și să creeze o ființă umană. Cine? Hazardul? Probabilitatea este 0,0,0. Deci acea informație ordonată și care mai este, dacă vreți, și codată cuantic în ADN-ul nostru, ne arată că suntem ființe de lumină. Ne arată că noi nu suntem ceea ce părem a fi. Înainte, de altfel s-a uitat și o altă dimensiune a omului. Poate că unii mai zic, hai să facem ceva cu trup și suflet, dar asta s-a uitat de suflet. Și când ținem post? Noi ținem numai post alimentar. Și pe acela nu-l ținem cu alimente autentice de post. Dar de postul spiritual nu vorbește nimeni. Nu. Trebuie să ții post la răutate, la invidie, la lăcomie, la ce vreți. Nu ținem post. Nu ținem post. Și atunci ce valoare are postul? Aici părintele poate să mă corecteze, să mă infirme. O mică completare. Exact ce a spus apropo de postul spiritual, se poate identifica la ce anume ne referim din noi. Postul spiritual se referă strict la întunericul din om, care este atât de bine poate fi măsurat, așa cum noi știm că suntem precum în cer și pe pământ, macrocosmosul este absolut identic cu microcosmosul și când vorbim de macrocosmos, de materia hadronică și restul, aproape 90% materie întunecată și energie întunecată, exact atât întuneric avem și noi. Ce înseamnă întunericul acesta? Înseamnă exact ce gândim noi, ce înseamnă egoismul sau individualitatea, varianta bună, transcensă deja a egoismului, individualitatea. Și undeva vedeți această tendință a cursului, această dezvoltare personală îngrozitoare care a dus spre luciferianism când spui să te iubești pe tine, dar uite odată toate prostiile astea, ce trebuie să te intereseze de altcineva? Tu trebuie să te iubești pe tine. Ești atât de minunată, de minunată, de frumoasă. Ce trebuie ție alte probleme? Trebuie să înveți să te iubești. E, vedeți aici, ideea aceasta e atât de vicleană, pentru că în clipa în care te orientezi doar spre tine, îți crești, îți întărești acest întuneric. Și s-a dovedit foarte interesant, Dumnezeu a îngăduit să fie sfinți, să fie sfinți și contemporan cu noi, la care s-au făcut fotografii, lăsând icoanele. Au apucat, de exemplu, și un Luca al Crimeei și Sfântul Nectarie, avem fotografii cu Sfântul Nectarie. Să știți că sfinții aceștia nu mai zic, dar se invocă că e controversat, nu ne interesează pe noi ideile care se lovesc. Ne interesează sfinții recunoscuți de toți. Sfântul Nectarie avea fotografii, să știți. Sunt foarte multe poze cu el în care, stând ziua în amiază mare în lumină, nu îi se vede umbra. Și asta este un lucru consacrat din martorii care spun, Dionisius Farasiotis, autorul cărții Părintele Paisie și Mari Înțelepți al Indiei, care a fost martor și multe mărturii sunt în cartea aceea, toți care mergeau la Sfântul Paisie nu vedeau umbră lângă el. Deci lumina trecea prin el, transparent devenise părintele atâta timp cât reușise să-și aibă o acțiune, alchimizarea întunericului, fiindcă asta este rolul nostru pe pământ. Ne alchimizăm întunericul. Întunericul nu este ceva rău. Întunericul este un combustibil pe care îl folosești pentru a evolua spiritual. Asta apropo de materia, manifestarea omului cuantic. Nu numai atât. Să știți că problema aceasta egoismului este necesară, ne naștem, copiii au acest lucru de a avea ceva al lui, plânge când iei din mânuță, e ceva natural. Evoluția omului constă tocmai, e atât de simplu, în a-ți depăși această frică. Vorbim de frici la un moment dat, asta e un subiect extraordinar, fricile. Să știți, sunt convins că domnul doctor să completeze aici, vorba de tensegritate și memoria celulei. Când vorbim de tensegritate, vorbim de citoschelet și de MEC. Este această matrice extracelulară. Sunt vorba de filamente, fibre care sunt, ancorează nucleul și fibre care ancorează celulele. Toate vibrează în consonanță, în funcție de starea cuantică, de rugăciunea lui, de memoria celulei, adică metalii care se fac
fac ritmic, rugăciune ca să fac ritmic, de ritmicitate unui sportiv de performanță, care la o oră fixă, la cronofarmacologia, medicamentul care e la oră fixă, tot la oră fixă, de memorie celulei. Asta este o stare cuantică, într în care tu reușești să creezi sensibilitate, adică vibrația aceasta cu memorie la ore fixe, ritmicitatea inhibă, și asta e un fenomen incredibil, inhibă acel complex de două bobițe mici din mijlocul sistemului limbic, care e complexul amigdala. Inhibă complexul fricic, acolo este ascuns amigdala. Și în clipa în care, vedeți, așa, apropo de sport, de MK Ultra, era, se cunoaște acest, ce au făcut americanii cu experimentul acesta în Statele Unite pentru soldații aceia extraordinari, universali. Din același punct de vedere, să știți că și Imunocubul ne ajută foarte mult. Am experimentat personal, în punctul ăsta de vedere, această stare de limpezime a minții. De ce? Pentru că atunci când ești obosit sau ai anumite blocaje mentale, memoria ți este afectată, memoria pe scurtă durată. Absolut toată lumea, toți oamenii se plâng în ultima vreme de această afectare a memoriei. Toate aceste stări, să știți că atunci când îl folosesc, se simte imediat efectul. Apropo de lumină, pentru că vedeți ce se întâmplă cu descărcări de înaltă frecvență. Imită cumva fulgerul și azi acolo se află lumină. Deci din lumină provine acest oxigen pe care noi îl inhalăm și ne amprentează, intră direct în sânge. Iar această lumină, să știți că cumva reconvertește structurile celulare. Îți limpezește mintea, îți, putem spune, sub altă formă, un fel de exorcizare la nivel celular. Aerul, care este primul nostru aliment din punct de vedere al greutății, spuneam că într-o zi putem și consumăm, ventilăm cam 15 kg de aer. Alimente undeva la 1 kg, apă la 2 litri de apă. Deci eu folosesc acest aparat, Imunocube, și am experiența utilizării lui la purificarea aerului din încăpere înainte de culcare. Și las 10, 15, uneori chiar 20 de minute înainte de a intra în cameră. Sigur că caut ca acea cameră să fie dormitorul cât mai izolată, da? Ca să rămână acolo principiile active generate de acest aparat. Și ai senzația că dormi într-o pădure, undeva aerul cu adevărat se purifică. Vedeți, poate că uităm de foarte multe ori că avem foarte mulți paraziți și în așternutul, care este aparent foarte curat. Da? Chiar de ordinul tardigradelor. Tardigradele, de care vorbea părintele, sunt niște artropode, undeva înrudite cu, să spunem, mai aproape de creveți, de tardigradele acestea, care într-adevăr trăiesc în anabioză. De fapt, este o contradicție în termen. Anabioză înseamnă suspendarea temporară a activităților vitale. Ele se deshidratează și într-adevăr rezistă și în vidul cosmic. Deci am această experiență în care purific aerul, purific așternuturile, da? Dacă lași puțin plapuma deoparte ca să pasă pătrundă, și efectul se constată. Da, foarte interesant. Chiar știm și despre acarieni că în medie o saltea, orice pat obișnuit are 2 milioane de acarieni. Și într-adevăr, Imunocubul tratează nu doar aerul, apa, alimentele, dar iată că ne scapă și de paraziți, și de fungi, și din pereți, și din textile, și de peste tot. Timpul emisiunii este limitat. Vă invităm pentru săptămâna viitoare să ne urmăriți. O să continuăm această dezbatere. Mulțumim foarte mult atât domnului doctor Mencinikovski, cât și părintelui Adrian Singurov și lui Victor. Toate cele bune. Doamne ajută, multă înțelepciune în luarea deciziilor. O seară bună! Trăim într-o lume modernă tot mai tehnologizată.
în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului. Iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carnea de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate. Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe, dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există. ImmunoCub. Cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală. Cu ImmunoCub totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio sănătoase. ImmunoCub este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, ImmunoCub nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive. ImmunoCub este cel mai puternic purificator de pe piață. Acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10 W pe zi. ImmunoCub este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. ImmunoCub purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. ImmunoCub este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere. Cu ImmunoCub veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. Mă doreau foarte rău umerii și mâinile, încheieturile. Aproape că nu puteam să mă mai îmbrac. Mi-a trecut, mi-a ameliorat. Eu l-am purtat în majoritatea timpului pe coloana. Coloana și-a dat drumul și motiv pentru care eu mă simt mai bine. Am, de exemplu, înțepătură, o durere în dreptul rinichiului unde am avut piatră și pun torserul, dar nu direct pe piele, pun în regiunea respectivă și în câteva minute nu mai simt nicio durere. La durerile reumatice am eu convingerea că rezultatele sunt nete, sunt clare. Dacă mă doare genunchiul și am pus torserul, este clar că îmi trece. Începând de la 10 minute până la o oră îl țin, dar de la 10 minute simt deja efectul, îmi trece. Am făcut o insomnie puternică. Și eu m-am zis că nu mai văd cu ochi. Am devenit foarte, foarte agitată. De la agitația asta am început să mă îngraș. L-am cumpărat și de atunci eu
mă simt foarte, foarte bine. Deci am putut să dorm, acum mă simt foarte bine. Mi-a părea o durere aici deasupra inimii. Am fost la doctor, mi-a schimbat tratamentul, tot degeaba. Ei, de când am tors serul, iau tratamentul, într-adevăr, care mi l-a schimbat, dar tot mi-apare durerea. Cum mi-apare și pun aici în sutien, nu mai am probleme. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Mi-a fost recomandat acest dispozitiv, Torser, care aș putea spune că a făcut ca durerile să dispară.